vine la o meserie, la seara, deja e ora, este de seara, dar nu e ziua, da? Și e cald, foarte cald afară. Aici nu e răcoare, deci vă gândim să ne relaxați. Cum am promis astăzi să avem o discuție, sunt persoane care nu le-am văzut mai mult și chiar am insistat să vină. Eugeniu? Doctor, gen, la serviciu rămas. Am înțeles. Și pentru mine și pentru ea. Așa, deci am chemat atâtea persoane câte scaune avem. Și sunt persoane toate care la fel avem și povestie sau sunt persoane care, la care ar trebui, nivelul căruia ar trebui să ajungeți și voi. Deci sunteți persoane care deja puteți treci la un alt nivel, cred eu. Vă vedeți, probabil, nu sunteți prima zi în companie, vedeți progresul, vedeți cum crește compania, cum crește numărul de trader. Se simte schimbarea, se vede progres. Da. Da? Este și în interiorul vostru, dar și în afară. Și domnul Eugen mergea el la Bruget sau la alte, la volan și în fața lui un taxi și șoferul a scos pe geam o foaie pe care era desenată o figură de schimb. O figură! Deci, practic, te-a atenționat tendința și figura de schimb. El a vrut să arate că, uite, te-am cunoscut, eu tot trader. Astăzi Mihai s-a dus la ProTV și la fel. Mașina a rămas parcată aici, dar s-a dus cu taxiul din interes. Și domnul șoferul întreabă, nu scuzați întrebare, dar mi-a spus ce vă ocupați. Nu e cumva legat ceva de investiții. Da, dezvăluie, dar îți poate întrebare, da? Nu știu ce, dar spate-l dumneavoastră la curs, dar ce companie sunteți? Gata, deci sunt foarte mulți. Și cum am spus și ieri la un seminar, ăsta Fincești, cred că fiecare al doilea o să știe ce înseamnă telefon și o să se tranzacționeze în curând. Dar asta este bine. Bună ziua, luați loc. Așa că voi sunteți printre primii. Știți ce începe mai devreme, ce în scoală mai devreme, mai departe ajunge. De asta am să vă rog să nu, astăzi noi ducem discuții. Deci Dumitru, opuște linia, cu poți să-și face treaba lui și ne lasă în liniște să discutăm. Am venit cu un coș, știu cu oameni la noi în stare bărbăreți, ne-am luat și scamă, ca să nu stau eu în față și să parcă mai eu trebuie să vorbesc, o să vorbiți voi. Deschis, sincer, pentru că sinceritatea este cea mai bună care spre succes. Eu asta tot timpul spun, dar și ne ajutăm unul pe altul. Dacă o să ținem în noi și nu o să vorbim, acolo o să mă gnească. Odată ce o scoți, chiar dacă este problemă, se dizolvă. Dacă este pozitiv, atunci împărțești la alții și primești înapoi încă și mai mult. Așa că dacă le aveți, trebuie să-i spuneți asta. Dar pentru că știu că nu sunteți tare vorbăreți și foarte deschiși, am pregătit niște întrebări. Și să răspundem încet, încet și cred că de acolo o să pornească mai ușor discuția. Doamna Cristina, ce vă ține? Sunteți fără chips. Gata, da? Eu niște am făcut. Eu am așa ați făcut. Am înțeles. Eu am fost mai ușor. Acum am căldurile astea. Sunteți bine? Ok. Hai să începem. Eu am și un material, că nu putem lăsa să vă las numai cu voi. Am gândit să vă pregătesc ceva. Dar trecem la asta după. Ok? Hai să începem cu întrebările, să vedem. Bun. Să încep de la dreapta. Am zis că fără cifre, fără contra, așa, vorbim, schimbăm experiență. Cum vreau? De ce este depozitul potrivit caracterul de tranzacționare și necesităților dumneavoastră? Haideți să începem cu întrebarea la întrebare. Care ar fi un depozit potrivit? Asta deja e un fiecare individual, să spunem așa. Ce ține de mine? La moment nu dețin depozit potrivit pentru necesitățile mele. Care... Da, cred că nimeni de țin, deoarece scopul principal al noi este top, este vârful. Dar până la vârf, eu personal mai am unul. Păi iată asta vreau să spun, să spun că sunt traderi care dețin depozitul, care le ajunge, de exemplu, profiturile să le ajungă de cheltuie și să fie mulțumiți și să le poată acoperi. Asta era. Eu cred că colectivul meu, da, nu o să fie niciodată că asta e bine, să am să te țin mult potrivit. Aveți unde crește. Da. Siguranță. Asta este bine. Nu, eu astăzi am să vă arăt unele posibilități de a crește ca tare. Și eu am înțeles că mulți, nu știu, eu credeam că toată lumea nu știu dat seama de asta.
dar se pare că nu toți își dau seama cam cum ar putea mai ușor să le dau avut și COVID și virus. Și toți știu că din 2 se face 4, din 4 se face 8 și tot așa mai departe, dar nu se gândește nimeni, fix așa se poate făcut și cu depozitul. Dar o să ajungem și la asta, așa scriem. O dăm mai departe. Nu vă să-ți ajungeți și să treceți de la un altul, așa scriem mai ușor. Există concurență în tenie? Ei, chiar așa întrebare trebuie să-mi rească. Chiar așa de simplu. Am să vă dau voi niște ușorați. Nu, probabil s-o făcut că nu. Nu cum este pe faimea, da? Că pe urmă ne dau întrebări, încercăm să ne putem lucra când putem și ne poate. Da. Dar concurență, în real, nu văd. Nu se prinde, putem toți prinde oportunitatea, dar să fie greu sau să fie greu. Da, dacă deschidem toți baii pe un instrument, cu siguranță că nu o să ne împurcăm pe altul. Și tot dacă... Ce obțin conturile noastre, ai de da, asta vreau să spun. Hai că suntem noi pe bai, dar asta nu-i tot. Da, este comunitatea noastră, nu de... Da, dar în general eu vorbesc în concurență și credere, în general. Un pic. Lați lor. Nu că aveți loc rezervat, m-am spus că e. Poate nu suntem la nivelul mondial, că nu știm să concurăm, dar dacă suntem pe Wall Street sau Banger, care e tot gând, el e poate cumva să concurență, da? Între ele. Dacă nu... Da, dacă vorbim de sume foarte mari, de fonduri investiționale, de exemplu, dar trebuie să facă o influență care să fie combinată între ei, da? Să coboare ca să cumpere de mai jos. Dar până acolo, dar vorbim despre trader anume. Dar nu este concurență. Este concurență între oameni, iată că unul are asta, unul are... Sau între traderii fizic, ați simțit vreodată traderii din comunitatea noastră? Să fie vioși sau... Ce obțin eu personal? Deci asta e foarte bine. E foarte important fiecare să se uite, să focuseze la el însuși. Și să meargă pe drumul lui și să știu cum se ocupă. Dar noi probabil lumea că suntem să discute tema asta. Chiar aici unde suntem între noi. Ne mai vorbim din afară care nu cunosc domeniul. Asta cred că e problemă. Da, ieri am fost la seminar și acolo a fost o fetiță, mai la sfârșitul seminarului deja. Toate că este verjoara unei persoane care lucrează la noi în companie, tocmai plecată cu cei de maternitate, și îmi spune că da, e foarte interesant ce ești spune și tare frumos sună, dar totuși eu nu cred. Dar părinții, businessmeni, ceva cu transportul, totuși nu poate să fie așa, să câștigi așa ușor. Sunt cine să fie ușor? Pentru că ne-ați ascultat aici două ori, m-a părut ușor. Dar e că nu, dar tot în acest pierd, este posibilitatea să-și pierzi. Să spun, părinții ce face de gen? Ceva legat de transport. Au mai multe furie, tiruri, numai, ceva legat de transport. Și atunci când se întâmplă, pui bani acolo de parte, strângi în cutiuță și s-a stricat motorul sau s-a stricat nu știu ce faci. Trebuie să iei, asta este aceleași cheltuieli ca în orice business. Poate întâmpla, există și tot riscul ăsta. Ești ala și tot prost. Ai luat, ok, după asta recuperezi, este ceva normal. Mă pot și care normal, aici nu e normal. Da, aici nu e normal, aștept să fii numai de profil. Pentru că tocmai de asta cu oamenii nu percep activitatea asta ca un business normal. Ca orice activitate normală. Să iei aceeași activitate ca oricare alta. Și ca profesor, și ca frizier, și ca șofer, și ca antreprenor, ca oricare activitate. Este o acțiune gândită cu investiții de timp, de intelect, de bani, care trebuie să aducă rezultate. Fix asta se întâmplă în orice profesie. Trebuie să faci ceva, să investești timpul tău, nervii tăi, banii tăi, sănătatea sau cunoștințele care le ai ca să scoți un rezultat. Ce diferă tranzacționarea de alt domeniu? Practic. Nu este ceva normal? Domnul Nicolae? Deci, întrebarea sună în felul următor. Sunteți mulțumit de condiții de tranzacționare ale brokerului dumneavoastră? Deci, eu activând ca participant presenț la piața valor mobiliare aici la noi, în Republică. De câteva ori am contactat diferite timpuri
brokeri de ca Apeleron și de ce nu ajungeam cu ei, vă zic, până la un numitor comun, să spunem așa, deci în anumite condiții care le puneau, deci anumite întrebări la care nu găseam răspuns și vă zic că erau niște semne de întrebare care nu găseau răspuns, sau eu nu găseam răspuns în răspunsul lor. Deci, de când am început activitatea cu Pilerom, deci, făcând așa un rezumat din cele 3-4 întâlniri precedente care au fost deci, în diferiți ani, deci am observat o claritate în multe lucruri, deci răspunsuri complete, deci foarte avantajoase condiții. Și, deci, eu spun că chiar dacă nu putem compara condițiile astea favorabile cu nimic, nici cu condițiile, deci, care încearcă unele societăți investiționale sau niște societăți financiare să propună la noi ca să diminească careva clientelă. Deci, vreau să spun că sunt foarte bune, foarte avantajoase și demne de a fi un partener de afaceri solid și nădejde. Da. Deci, analizat, am convins, am personal, deci am cercetat multe condiții și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, este ceva real, ceva foarte avantajos și, deci, în condiții foarte bune pentru o afacere personală sau chiar în cadrul familiei. La mine ambii copii, dar eu ca să mă duc ca profesor. Deci, încearc și ei, deci, să fac tranzacții și să... Până acum, deci, analizam societățile pe acțiuni. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am trecut la plan internațional. Deci, am scris și pe dânăși ca să intereseze niște acțiuni pe timpul și ei studiau companiile și la care se acționa și așa mai departe. Dar acum am putea spune că am trecut alt nivel, deci la internațional și sunt dispuși. Da, e mult mai interesant, iar și Moldova, mi-ați știți și capacitatea ei, și vrei să cumperi, poate și vrei să cumperi undeva, stai, investești. Deci, practic, la noi, Republica Moldova, deci, nu există instrumente financiare, deci, unicele acțiuni care erau în top, Maibu, Modicom Bank, au dispărut, deci nimeni nu mai vrea să mai vândă, deci nimeni nu mai poate să afle careva instrumente, dar ele nu sunt atât de garantate și nu sunt atât de lichide, cum am spune, cum da. Investițiile în, deci, în depozitul personal, vă zic la Pilerom, deci procentele de depozit chiar sunt foarte atrăgătoare. Da, după noi să vorbim deja de următorul nivel, ceea ce v-am spus și la început, nu doar 36% că este și mai bine și s-ar putea de ajuns acolo și nu e atât de greu, cât suntem mai mari, tot atât e mai ușor. Și normal că, ca și în viață, chiar și din asta, că este un lucru firesc. Când suntem copii, vrem și una și alta, dar nu, foarte multe chestii nu avem voie să le facem, nu ne se permite, nu putem, încă nu e legal, încă nu ne se dă voie, dar trebuie să cer voie pentru tot. Când ajungem atunci, deja nu ne se permite tot, orice. Dar mai trebuie să vrei să faci încă și să-ți asumi responsabilitate. Exact așa și aici. S-ar putea de trecut la un alt nivel. Poftim, e deschis. Întotdeauna este posibilitatea de a crește, doar trebuie persoana să vrei să treacă la următorul nivel. Dar asta presupune responsabilitate. Da, și suport că, într-adevăr, trebuie să lucrăm asupra noastră, să ne elaborăm individual un plan de auto
istorie personală și să ne vedem fiecare, aș putea spune așa, direcția și trendul. Să ne vedem fiecare trendul. Iată, e un cuvânt pus la locului. Deci care ne-ar ajuta și ne-ar face mai să ne simțăm mai deci mai siguri din punct de vedere economic la noi Republica Moldova, unde sunt foarte multe riscuri din toate părțile. Deci iată această situație, deci colaborarea cu Pileron ne permite acest lucru. Vă aude cineva dintr-o parte spune că omul ăsta cu experiență și de viață. Eu vreau să văd o istorie vieselor care să ridic o leacă dispoziția. Deci, iată cum se fac tranzacțiile, adică 2 ani urmă când se făceau în Republica Moldova. Deci, sunt 15 societăți de registru care dețin registrele acționarilor la 1500 de întreprinderi. Deci persoana care trebuia să facă tranzacții la bursă trebuia să depăseze la societatea de registru, să iei documentele, să le aducă la bursă și să le aducă înapoi. Deci, pentru o tranzacție. Pentru o tranzacție. Deci era T3 la societatea de registru, T7, adică timp plus 7 zile până la le aduci înapoi și în total ieșe 14 zile o tranzacție. Dar asta nu e cel mai strașnic. Strașnic e că deplasarea între societăți este de registru și depozitarul național. Deci era de o persoană care i-a dat un jiguliuc ca de serviciu și pe urmă i-a văzut că dacă nu îți duci cu jiguliucul, dar pe jos, apoi plătesc banii pentru benzină, pasul de lei și bani la troleibus. Și el, troleibusul, lua și ducea documente, poate câteodată milioane de lei care costa. La unul, la altul, câteodată, către mine chiar a sunat responsabil la depozitarul național, de a spus, eu azi dăm aduc acasă, dar mă întâlnim în luni ori marți. Tranzacțiile este, deci noi dacă o câteva secunde facem acea tranzacție, deci la noi durau 14 zile. Deci în așa mod, în așa deci, situație, clar lucru că nu putem vorbi despre o economie performantă și despre investiții care le așteaptă fiecare și despre niște instrumente financiare care deci, sunt într-o mare cerere pe piața noastră. Acum, depozitarul național, deci depozitarul central unic, care e Banca Națională, în câțiva ani a promis că obligațiuni de stat noi o să tranzacționăm online. Dar data fixă când va fi asta, nu se știe. Deci ceva, dacă am atașat sau dacă am face comparații cu Pileronul, ce permite și o țară care tinde să facă ceva asemănător, deci încă nu știu când. Încă mai sunt ani. Încă mai sunt ani. Mai spune cineva, cum poți, nu profiți? Ți se dă, te învață cum, ți dă posibilitatea, numai... Consultanță. Da, doar cu cât ești păr. Și să-ți mai spui că da, totuși eu nu cred că e prea frumos. Posibil e prea frumos pentru tine. Încă n-ai ajuns la milionul care să consilie că mereți pe aceasta. Verica, următoare întrebare și mulțumesc mult, domnul Nicolae. Am zis că trebuia un pahar de whisky. Era mai interesantă. Ce vă propuneți în piața de obicei, procentual, 10, 20, 50, 100%? Iată, dumneavoastră a spus că aveți o strategie interesantă. Cât, ce volum din depozit expuneți în piață? Asta e important, ca tare. Eu sunt genul de persoană care îi place să riști. Părerea mea personală este că oamenii care câștigă cel mai mult, care au potențial de a câștiga cel mai mult, sunt cei care nu suntem seriști, însă totuși este pentru cei care vor siguranța aceasta de a nu pierde, de a crește ușor, dar știți precis că creștem, nu suntem în pierde. Părerea mea este că nu până la 50, 100 nu chiar, dar 50 aș putea să intru pe piață. Eu aveam trader care spun că eu dacă am marjă liberă, dar nu mă sunt confortat, nu îmi găsesc loc. Pentru că marjă e un minus. Da, toți banii trebuie să creeze, nu cum așa.
să pui un lucru 10% și 90% pe degeaba. Cum asta? Așa eram și eu la început. Eu nu puteam să stau să am marjă. Lider. Te-am văzut să trăiesc, dar sunt ea asta în început sau? Da, sunt. Dacă nu se crede de timp. Jumătate. Jumătate, da, da. Sunt general. Domnișoara Cristina. Sunteți mulțumite de venitul pe care îl aveți din tranzacționare. Eu tranzacționez abia de 2 luni și nu am reușit să fac pe extragere, dar luna asta am reușit să plătesc contul și cred că e ok. Opa, ceva nou. Încă cineva care mai descrie. Dar domnișoara Cristina a avut istoria la început cu da. Asigurarea, da? Da. Am început, ne-am asigurat contul, dar am pierdut mai mult de jumătate din cont. Și atunci am riscat mai mult, acum risc mai puțin, dar am dublat numai că am prins piesele de cădere. Risc mai puțin, dar am dublat contul, am făcut profit 100%, ceea ce înseamnă 100% risc. Ne-ați spus să vă cunoașteți. Care e secretul? Pur și simplu am prins PSP. În rest am tranzacționat calm. N-am mai intrat cu loturi întregi. Cu 10, cu 20, am înțeles. Da, aveți o strategie care o cunoașteți, aveți un instrument. Portofoliul vine stabilit, strategia e stabilită și de asta și vă este ușor. Și vă simțiți sigură. Pentru nu mă simt foarte sigură, dar sper să vă poate luna viitoare să fie bine. După 3 luni mă simt. Eu vă dau un sfat. Cum aveți din bonusuri, obligatoriu scoateți. Asta așa de timp vă calmează. Eu n-am scos. Da, comisioane, da, bonusul cele, comisioane. Eu n-am scos prima lună și îmi pare rău și îmi plătea. Și de asta care te țin de la șare și așa. Eu simt pozitiv, dar scos, care e bine. Așa, 150 de dolari, cât îți mai trebuie? Să vezi că cifră este poate pus mână. Anume din bonusul cele. Din comisioane, da? Din comisioane. Am primit 14 euro listare, cashback sau ceva evident. Da. Așa eram diferit, nici de 1000 de profit pe tranzacție. La cât faci, dacă volume mici, iarăși cu instrumente mai de acțiuni tranzacționează și mai puțin, deci loturi mai puțin face. Și o permit, așa mă pagă 17 sau 18 euro, nu știu pe acolo. Și așa eram diferit, parcă mi-a dat așa, pur și simplu, cineva cadou. Așa știu pe asta, numit din comisioane. Sunt, cum a spus domnul Nicolae, sunt persoane care țin contra, nu mi-e pentru proces, pentru dividende. Și asta este un lucru foarte corect, foarte înțelept pe tare. Da, se poate făcut profit, dar trebuie făcut profit. Doar că profitul trebuie să contribuie la creșterea contului. Și dacă este ideal ca să ne învățăm a trăi pe comisioane, pe dividende, asta și înseamnă să fie un investitor inteligent. Tu treci la pe dividendele de acolo. Și clar, ajungi în timp să te bucuri și de profit. Atunci când el chiar e nesemnificativ, adică atunci când ai atât de plină rezerva noastră, cutiuța de acolo, că era mult un copilaș care a zis că el nu trebuie să devină milionar, că ar putea să vină hoți să-i fure banii. Și zic, dar dacă să-i păstrez în siguranță, n-ați să-i fure. Dar nu prea ești unii niciun fel de instrument care știe să-l ceva ca să-i păstrez în siguranță. Dar totuși știți, există ceva. Sunt un fel de cutiuță care au fond dublu și poți să-i pui acolo și să-i păstrezi în cutiuță cu fond dublu. Doamne, mă plăte niște lucruri tare interesante. Zic, mă gândim că nimeni nu mai este. Sau la ceva interesant, care copiii au zis că dă la magazin. Dacă achizi cu cardul la magazin, poți strânește rest. Poți să gândești să zici, da, da, dar cum, strânește rest. Deci, adică mă dat seama că am fost și erau și copilași mai mici. Și acolo suntem mai departe, așa și dumneavoastră, cutiuță să-i păstrăm. O să fie cutiuța așa de adânc și așa de mare, că dacă și ei cât îți trebuie, nu se simte. Iată, acela nu i-ar trebui să fie. Mersi, Cristina. Succes la lupta cu emoțiile, dar cred că toți înțeleg foarte bine că ele nu ajută la nimic emoțiile, mai ales în tranzacționare. Ok, ajută. Trebuie. Noi suntem toți oameni. Dar înțelegem foarte bine. Asta și este. Trebuie să aibă un nivel de inteligență emoțională mult mai ridicat decât alte persoane. Marcela, am avut o istorie că vine la curs cu cartea. De asta e școala aparte, da? Asta e problema normală. Da. Marcela vine la curs și vine într-o zi cu vreo câteva cărți numai luate, da? De la trecută la livrare.
le-ați luat împachetat și avea inteligență emoțională, cea roșie, acei cu ce portocalii. Era fără limite, cu mai multe. Erau câteva, dar ceva pentru mama, dar asta pentru mine. Dar pentru, v-am dedicat să o citiți, pentru ce vă trebuie, și el așa, foarte serios mi-a spus că, știți, eu am înțeles, s-a făcut un studiu cu oamenii se îmbolnăvesc de la stres. În secolul 21, principala problemă este stresul. Și dacă noi învățăm să ne controlăm emoțiile, asta înseamnă că să ne mai puțin stres, sau mai puțin să ne îmbolnăvim. Și o să fim mai sănătoși, mai fericiți. Și eu am zvărt minte exact ce a spus, am băgat în cap. Și după câteva, după o perioadă, m-am întrebat dacă ați terminat cartea. A spus că dacă tot la tine speria, am să mai trebuie nici măcar cartea. Nu mai trebuia nici carte. Că vrei, începi să înveți să-ți desinezi emoțiile altfel, faci gar, dar ei nu ne trebuie. Așa? În orice activitate, în orice deplasare, și discuții chiar poți avea aceleași emoții. Și dacă le gestionezi corect, totul devine la locul lui și ne simțim bine și trăim mult. Da, mulțumim. Clar lucru că oricare tranzacție pot îmi cumpere o mașină, apartament, analizez, tot timpul persistă aceste emoții. Da, dacă să vorbim despre tranzacții, da. Dacă ar fi, de fiecare dată să vrem să investim, de exemplu, să cumpărăm niște acțiuni, nu faci o analiză, dar asta durează mai mult timp. Oricum îți faci grijă, oricum îți decurgă, dar o să fii bine, iarăși este un nivel de risc care ți-l asumi. Sunt emoții de corp, pur și simplu noi aici facem multe tranzacții pe zi. Nu cumpărăm de fiecare dată apartamente, casă, automobile, acțiuni, dar sunt tranzacții și este o doză mai mare să primești de emoții în fiecare zi. Ce întrebare ați răzut? Cât timp de zi este nevoie de tranzacționare? Ne referim aici la strategie inclusiv, analiză sau doar la... Dumneavoastră cât timp vă rog? Pentru că e ca tare întrebare este pentru că ne ocupă mult timp tranzacționarea din timpul nostru personal. Asta sunt 24 de ore, fiecare vedem la fel. Mai avem și alte activități. Vă ocupă mult timp? Nu, adică eu ușor reușesc să combin două, trei activități în zi, inclusiv lucruri de bază, care încă nu-i trebuie, spune la nu-i vede. Asta depinde doar de lucrurile voastre, ca tare. Deja tranzacționarea și timp mai rău. În dependență deja la time frame-uri care le alegem și... Ești dacă alegem time frame de ele? Și tu zi, ca să vedem care este singura. Și asta depinde de noi, dar stăm să o urmărim, să o păzim acolo. Nu, nu, sunt tine. Sau dacă alegem, dar nu contează în frame, ok, dar dacă vrei să dacă e foarte scurt. Eu cred că dacă e minus, nu e mult timp. Pentru că suntem o păzim, da? Nu știu, ne-am probat să pentru mine asta. Dumnezeu, vreți pe orice tranzacție în minus? Eu credeam că m-am profil la dumneavoastră să ne... Că nu, nu, tot vedem ce e ceva normal să fie. La început. Nu, dacă e nimic, să nu mai stres. Tu aștept să ai și să spui și tu exact. Dacă s-o dus și s-o poți că ai câștigat cât ai vrut? Cât ai vrut? Închis-o, mă luăm și și e normal să duci în minus, așa că iară să duci în sus. Exact. Așa că eu dacă am 7-8 de minus, nu mă stresc asta. Asta, 7-8, și toate te poți să iei croști, te zici mi-e gândeam cu toate scolbați. Așa că dacă nu faci și ei și în jumătate, scolbați. Depinde ce îți fac pentru ori, da? Asta e la toate variații. Da, nu știu, dar nu ai pe crize. Care crize? Mai mult. Nici la multate. Foarte bine. Nu pot să-l aștept. Foarte bine că m-am văzut, da, Sandra? De că concurența noastră. Sunt în familie ca unul are bal, dar unul are său. Același instrument. Da. Ce faci? Vă bați, vă cați, vă certați. Dar tu mă faci avea destul de... Să-i fac în șurcă. Dacă care pot. Nici el nu a fost influență. Eu m-am șocat cum așa și tu ce o să-l. Și-au cum să-l. Dar o mai răspund, că nu cântă.
Da, n-am fost în clienții de data asta. Întotdeauna. Așa cum mi-am primit răspunsul. Cum? Așa tu, el vitea eu știu o știri, vrea să mai prea în jurul lor. Tot nu vrea să mai prea în sus. Pentru că toți o tranzacție de vânzare, da? Trebuie închis mai întâi. Să ne cumpărare. Și sunt mai bune. Hai, ce facem? Și interesant. În principal să ne blocăm acolo. Să se la tot tip. Cum am zis? Nicolae. Nicolae, mă bucur. Cunoaște ce înseamnă inteligența emoțională? Este necesară în tranzacționare? Nu v-ați altă întrebat, nu se trebuie de mă vorbim. Nu Eu ascultam foarte atent cine vorbește și nici nu am observat că nu voi să văd înainte. Acolo mai sunt. Mă faci un cer. De ce oamenii din Moldova încă nu cunosc oportunitatea de a fi trăitor? Tema noastră. Rădnaia. Probabil că până la moment a fost ținută în captivitate și nu au văzut altul orizontul. Spre exemplu, eu n-am știut până când am avut de domeniul dat. Ești un fel de sponsorizare și acum, i-am întâlnit de ziua, dar o fie să vă sponsorizați la mație, dar până de mult, zero. Dar erați și până acum activitate, pur și simplu puteați să nu puteați că nu erați aici, dar sunt acum foarte multe persoane care spun, dar unde erați 2-3 ani în urmă, de când caut? Dar unde eram? Tot acolo eram. Dar eu așa ce mă fac, dar eu nu știam că la noi în Moldova în general se învață așa din domeniul acesta, dar eu am venit din Franța anul trecut, dar eu cred că am cumpărat apartamentul și am investit bani acolo și încă nu s-a dat în exploatare, dar eu am zis că e un cont vin. Cum eu nu știu de asta? Adică, tot am fost, dar trebuie să ajungem, trebuie să oamenii să caute, trebuie să vedem, dar sunt foarte mulți oameni care nu cunosc. Dar e chiar și dacă mă scuzați, mă. Chiar și dacă aud în domeniul ăsta, gândiți, gândesc, că era bine, eu nu știu, că noi, nu știu, eu văd că adică, lumea nu te vorbește. Eu, de exemplu, dacă vă spun, iarăși, eu de domeniul ăsta, eu am auzit la Cluj, anul trecut, prin, hai să spun, un an, de zi, nu știu, cum era, dar cum poți să ai, dar și tot, habar nu e. Noi am trăit acolo jumătate de an în Clujul Hrămine și am auzit, am mai auzit, e doar altceva, nu știu, și erau chiar și băieți în domeniul care erau, unul dintre înșii e și o și îndrumat la Damo Chesiu. Habar de grijă avem, domnul spune că cunoaște mai mult. Eu nici până zădea nu cunosc ca companie de alții doi. N-am făcut de 90, diferit. N-am făcut de nimic, nu știu, că alții doi, ce condiții acum, nici în zădea n-am idee. De alții doi, nici am auzit de alții. Adică... Bunuri pentru lumea de viață? Așa, nu... Unde le-ați investit? Ați început din 90 când fiecare un cetățean de Republica Moldova i s-a dat un bon și el trebuie să-i decizi. Ați a trecut momentul ăsta că știe cu bonul în mână, tremura și deci a fost valabil 2 ani. Deci bonul ăsta trebuie să iei decizie, să investești într-o întreprindere din cele 5.000. Însă mulți oameni din teama asta l-au ținut în mână și acum vine și ne arată bonul și fac cu dânsul. Zic, domnul ăsta, 95 și 94 trebuie să înghisești, dar eu... Poștă, dar nici nu am habar unde. Nici nu m-am interesat, nici nu s-a interesat cu răzua de aia. Spun că dacă e chiar unde ies, înțelegi, la noi. Nu, dar până 94, ați activat în Moldova? Nu, eram atunci adolescent, eram... Dar fiecare adolescent este o cadronată 80.000, nu știu, convenționare. Acolo am cunoscut pe băieții ăștia,
Domnul Domnul este că ceva mai aruncat. A, și auzăm pe dânsii vorbim unul de aici, unul de acolo, că intre dânsii vorbim și îi auzăm conversația așa. Ceva, pe urmă, de acolo de local, de unde știam și știam, că sunt multimilionari, atâtea. Unde viața acolo a fost? În toate colțurile, în pestitări, în mișini mai scumpe hoteluri, unde vreți și pe acele trei blocuri care bazin deasupra și cel mai luxos numărul luat acolo și a stat de la ultim etaj cu bazinul și ala mare, tot acolo. Și când se gândesc ca asta? Asta tot a fost un stres pe urmă. Eu uitam, știi, mult de Dumnezeu, știi, de unde știi așa mare, eu îi cunosc, doamna, și ei cu oameni mari ca mine, la mine, în sat, au fost cu jumătate de ani, dar eu învățam cu clasă. Ești multimilionar, companie e acolo luat loc întâi în genere pe țară. Adică, eu uitam, vedem și nu înțelegem, dar eu vedeam acolo activitatea la fabrică și ei, eu vedeam acolo, eu înțelegem. Eu aveam șană, că am o firmă mică de construcție aici, în activez de cum să începe pandemia. Și de asta am vrut cumva să mă reprofilez, să mă duc acolo, știi. Eu când vedeam acolo, mă uitam la dânsă, nimeni nu spun, dar ce nu spun? Informația asta, știi, nimeni, dar ce-i tot sunt pentru dânsă informația asta? Nimeni nu spun, că ei tot transacționează, tot fac. Și dacă nu vedeam acolo progresul lor la oamenii ăștia, și la fata asta care la mine în sat, la soțul ei, care el lucra, el era inginer la Facebook în Londra, dar e în Cluj cu firma ei, pe ei în vineri seara, el lua avionul din Londra, dar el lua din Cluj. Și își doreau întâlniri pe insulacea, în capul cealaltă de țară din lume, în capul cealaltă, fiecare weekend, ei așa și ei, ea ca asta era viața lor pe cuplu. Și restul, după cu săptămâni, el cu lucru în Londra, el cu lucru în Cluj. E drept, n-am nici copii, nici. Asta și pentru... Să reușească. Care dintre voi ați auzit că de așa cadruri, de așa... Eu nu cred. Dar eu când vedeam acolo câte risipuri se face, cât material aduce, depozitele acelea pline, știi, o grămadă de amari făcut acolo, milioane și milioane băcșite, bagate, care nu se vând, care pur și simplu șeri, știi, și încă ești pe primul loc, încă, știi, compania asta. Eu, pentru mine, era ceva, nu putem pune cap la cap, eu dar pot analiza și înțelege, și ne zice, și s-a făcut, cum s-a făcut acolo, știi, cât investiți. Și mi-a dat seama de unde tot și asta pentru că firma și e acolo și ocupă timpul, asta e un hobby ei, asta îi place, știi, să facă lucrurile astea. Dar banul gros îl face de aici, din tranzacții, din... Investiții? Da, din amintiri, da, din... Nu știu... Da, asta e tot undeva, tot parcă la rand. Tot despre faptul că cineva plătește 2000 de euro, de exemplu, pe noapte la hotel. Și alții se gândesc că ar și permis să achite numai 200 de euro. Nu e ca pentru ce? Nu tot te duci și te cazezi și dormi acolo. Pentru ce? E ridicol. Pentru ce îți plătești 2000? Cel care își când ajungi și îți permiți, vrei, nu vrei, plătești 2000, direct uiți cam ridicol la celor care plătești 20.000 de camere. Deși are camera și și îți plătești atâta de noapte. Și iarăși, dacă cu timp ajungi la povestea de dânsul, că fix așa să-i dai dintr-o parte, pentru ce vrei să plătești 2000 de euro? Nu, eu și vă spun, adică eu țin de legea, am fost toate cap la cap, știi, și atunci am găsit răspunsul. De unde știu? Adică atunci am făcut ca persoana și eu apartament. Am venit acasă, am scos, mai avem 3 apartamente și așa, atunci. Două le-am scos la vânzare, încă m-am mai împrumutat pe tare. M-am adic, cum îmi ajut. Și am intrat cu VIP asta, drept de 1 martie. Da, sfârșitul februarie. Da, eu pe 26 am intrat, și 28 m-am părit COVID atunci, când eram cu temperatură. Și apoi luni de zile am făcut, nu știu care de ce, acolo la sport. Am fix așa, am ars de 100, m-am rămas pe din 100. Da, așa după luni de zile acasă, singur, fără supraveghere, mănui, fără... Câte lotări ați făcut, domnul? Nu, am făcut unul așa... E pare vreo 2800, nu? Nu, 600 ceva de lotări am făcut. 680, dacă mă găsesc atunci. Nu, mai mult. Nu. Știam orice proiect. Ei, într-un moment, da, avem 170 de lotări. Nu prea, într-un moment, într-un singur activ, 170 de lotări activ. Dar nu ați făcut ceva, ați făcut? Nu, așa. Nu, nu a fost știință. Dar pe care ați primit?
Nu, știi, Cășbac a fost atunci, a fost pe 2000 și ceva. Am rămas, ei, că am văzut banii înapoi atunci, știi, da, știu, să-i trebuie să ieși. Nu-i venea pe el ca să-mi dați banii înapoi la companie, știi, când am văzut, că hop, încă stați, încă și-am bățit, dar ei, i-am văzut. Eu nu știu, eu n-am observat. Eu credeam că deputată de două sau, nu, deputată de trei am deschis prima tranzacție. Nu, că eu la cadru zic, nu, voi băieți, voi deschis de întâi. Și eu scriu scrisoare la Peleron, în cabinet personal, pe data de trei eu îi scriu, știi? Că ea care s-a întâlnit luna, vă rog frumos, și așa e în primul rând acolo, nu, pățeană, tot din trei ei a început. O iei spera termenul, să-mi faci bani. Da, și i-am scris alta, zic, mă, noi, vă rog frumos, da, e geamă să te cum. Eu am gândit să tranzacționez, știi? Nu am mai primit răspuns, de dat bani, hop, hop. Și încă vă rog niște ceva, aici, cashback. Asta, fond și așa cum e. Cashback, da, 3 dolari, da, 3 dolari de lot, chiar așa. Și lotul, da, și pentru știu lotul, 3, da, și prin... Da, și procent și 3%. Comision. Și îmi pare rău că n-am fost bani și aia. De azi vă zic, trebuie să scoate. Trebuie să scoate și îmi pare rău că nu vreau să scoate. Aminte, loturile s-au dus în asigurare. Apropo, loturile care le faceți pentru asigurare, ele acoperă și dividende, și 3%, și parteneriat, dacă el este. Adică loturile care... Loturile și le-ați în două părți? În patru îți primești. Adică ele acoperă, dacă, de exemplu, 3% și parteneriat și asigurare, face ca și când pentru ca să fie valabil asigurarea 10 sau 100 cu 10, că e 100 de loturi ca să fie asigurat 10.000 de cont. În cazul ăsta, cele 100 de loturi sunt deja, se calculează și ca acoperirea parteneriatului. Ele și pentru David Hitz costă pot 100 de loturi. Și primim și 3%, pentru că s-a efectuat minimul de 3 loturi pe fiecare mie, și primim și cashback pentru 100 de loturi, 300 de dolari. Ba da, puteți extrage, rămân pe cont, întotdeauna rămân la balanță sau da. Și anume chestia asta cu... E super cât mult trebuie să închizi tranzacțiile care le ai. Adică extragerea la comisioare, nu trebuie să închizi tranzacții. Nu sunt condițiile astea că trebuie să închizi. Înțelegi că ai minus, ai plus, știi, și da, nu și trebuie să le știi. Trebuie. E cam așa și dată, după dată, dintre dată 3, 4, 5, am vrut să-ți vie, să-ți vie, să-ți apară, știi? Da, de ce la urmă? Să-ți apară comisioane, zic. Să-ți apară comisioane la istorie, să-ți... Eu tot am creat aici, stai, nu mi-am zis de zi, am trebuit să-ți vedeam 120 și ceva, știi? Și apoi, hop, e, așa facem cruci, știi? Dar nu vreți să-i scoate, cum ești asta. Da, iată iarăși un moment care putea să... N-ați crezut, n-ați văzut, n-ați crezut. Eu încă am întârziat, vă spun asta, de exemplu, Jiu, că eu încă am întârziat cu 2 zile. N-am trimis pe întâi, încă nu pe întâi, trebuia pe 31 chiar să trimit. Pentru 30 de zile. Da, 30 de zile, da, 3 zile am întârziat chiar. Și în companie oricum nu mi-a restit pe întâi, chiar. Și în cazul în care Cristina a fost pe excepție? Ce am încălcat stop-loss la tranzacții. Da, și da. La început mi-a refuzat, după asta... Eu la mână tot am scăpat și stop-loss, dar mă rog că mi-a controlat tot. Mă rog că eu mi-a controlat, dar ei, mă zice, mie ca din dreptea sud, e unul mi-a scăpat. Dar chiar am vrut să spun, chiar n-ați avut nici o plăcare de stop-loss? Nu, unul m-a scăpat, da, nu s-a plăcut. Pentru că la atâtea tranzacții... Și bine, iar, da, atunci e bine, m-a luat în ciclis. Ei, și acum unde nu? Unde nu? Să fac excepții, cu toate că sunt doi directori executivi la Peleron, cu cine mai vorbit, am spus. Cel care se ocupă de zona Europa și Asia, Rusia, e rus. El înțelege și mentalitatea asta, că hai, cumva, poate să înțelegi, hai că eu o să fiu bravo, dar tu de data asta, cu închide ochii, deci asta e ceva normal în spațiul ăsta. Cel care din Canada, el nu percepe, adică la ședințele lor, eu nu înțeleg cum în general la oamenii ăștia de acolo vine ca să întrebe, dar se poate cumva să nu atragem atenția la un punct din acord sau din contract. Cum în general poți să-ți permiți să întrebi așa ceva? Dar se poate cumva să încălcăm. Dar e scris, nu există așa ceva. Și la noi e mentalitatea asta. Și noroc
avem că putem scola. Noi am dus oarecă discuția de acolo, știi, eu aici am vrut să zic, e chestia de, eu cred că exemple trebuie dat concret, nu ne rușim să spunem, că da, așa am pățit, e că așa oameni buni, știi, omul când a zis, tu, cine stai cu vorba, e că eu știu concret om care e că așa, e că așa o trecut. Știi, și asta dă siguranță și asta îi face pe alții să-i atragă. Eu o trebuie singur să rugăm, să pun cap pe cap, că să mă facă, s-a auzit aici în Moldova, să venim la lecție aici, să citiți dumneavoastră aici în lecție, că e așa, că e așa. Și mă crușim, fiți ca fata aceea, mă crușim și așa, da, și așa, da, 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 Dar am văzut oameni concreți de succes, și eu am înțeles că unde le vin urbane și unde e succesul lor în lumea. Am văzut și de unde fac ei milioane de cele. Și nu e din... Da, asta e că nu este mai puțin. Și iarăși oamenii vorbesc. De-atâși am zis să facem întâlnirile astea așa, cu mai puțin, cer cu mai restrâns. Ca să vă fie confortabil, să vorbiți deschis, nu despre experiența voastră și a noastră, de ce nu? Exact așa cum s-a întâmplat, pentru că înțeleg că asta dă încredere. Nu, dar emoțiile astea în primul rând, adică eu, de atunci, Iulian m-a ajutat și am ieșit el după aceea, știi, că te mai făcut. Să știi, Iulian, să vadă. De ce te-am întrebat, de cât timp tranzacționez, tu dorești așa? Eu, fix așa, m-am venit mare, gata, nu era nică și nici minus era mare. Iulian, când... Am mâncat, să terminăm, știi, s-o... E că unde au dispărut, știi, îndrăzneala și știi, e că și-au apărut emoții, e că... Iar am ajuns pătă să n-ai și iar cu tot ploturi mari. Apropo, ploturi multe. Tăi, asta, am intrat, e că nu trebuie făcut, nu trebuie făcut. Dar nu interese, e că asta m-a realizat, știi, dacă ești în profit cu Iulian, cât a lucrat cu mine și m-a scos în profit 20 ceva de mii și înapoi la 50 de mii. Tăi, s-a dus câteva pe ucea, să știi. Și să crezi să le salauge în plus mai mult. Nu că pe acțiuni, pe altceva. Picotații valutare, tăi. Picotații valutare. Dar loturi multe, vă spun că dacă îi vă dați seama, am avut întregi 50 de loturi. Cred că așa. Nu are trăit din loturi. Așa că, nu, dar am lucrat, am urmă acum nu lucrez. Am început în zicionă, da, nu știu, cred că mai am un jumătate de an, până îi face înapoi de până. Ia că nu pot depăși chestii de astea, emoții de astea. Gata, de-am știut, m-am, de atâtea ori m-am părit. Sunt cursuri de psihologie. Da, nu mai trebuie cursuri de psihologie, nu, mai spune eu. Și eu, așa nu pot înțelege momentul de intrare. Țările este, momentele este de intrare, momentele este de așteptare. Dar nu-i problemă. Asta e ca și cum mă scau, da. Ai vrut să te scau, de intrare. N-ai vrut, nu trebuie. Corect, mă rog. Și iată, intrarul l-a scaldat și a ieșit, e unul la unul care e situația noastră. Riscurile sunt așa de mari, poate să te iei apă, fix cum pot păță unii, dar... Iar de vechi și de unde, și acum am început, ei, acum am faie înapoi, să duc și contra, și iară,
contul meu de prieteni, contul meu. Asta e altă dată, nu înțeleg. De ce e pentru că invers de câte ori deschid? Dar eu să fac invers cum gândesc și atunci te rog. Că străinul de ce am avut o spune, nu știu, spre doastră energie. M-am gândit așa, fac invers și în rezultat, mai mult decât dacă am făcut corect. Da, mulțumesc așa. Eu cred că nu este problema de intrare, fetezi. Puteți intrați oriunde vreți, puteți intrați și greșit. Că dacă volumul e, e micuț, e moderat, e adaptat, conform de fetezi... Dar unii trebuie rămâne abii mâșcă, iau. Nu pot apăsa, fie ce altceva. Și pun ordinea un an. Și când pun ordinea un an, iar îți plinește. Când încă e... Da, iar e... Așa e, mă, când îți uite de-aia. Când îți uite de-aia, îți nu văd oricum în sine, cum va fi bat, cum să... De-aia, când mă uit, pot, de-aia mă sunt roșii, știi? De-aia, cum să ies, cum să ies, cum să ies, de-aia, știi? De-aia, m-am uitat. Trebuie să le aștept. Asta așteptăm. Vă demează, fetele. Să fie că nu ne-ați înțeles. Ce să facem cu aurul? Da, ce să facem? Dacă o stiu, ce să facem? Dacă pentru urmă, dacă îți duci în jos, dacă îți duci în sus, ce să facem? Dar nu faci nimic, gata. Noi luăm decizia să crezăm, da, acum am luat lucruri, pentru că dânsele. Noi punem banii să lucrezi, parcă așa nu înțeles. Banii îți dau acolo în cont, pentru că ei lucrează pentru noi. Acum noi trebuie să luăm o singură decizie. Și ordine le dăm lor să facă. Să cum bani sau să? Deci, noi singur, o singură dată luăm decizia. Și e că numai atunci ne putem influența. Odată ce am apăsat pe buton și am luat decizia, gata, i-am trimis la lucru. Și acum de-am cât până ei ia să-și fac treaba lor, noi nu avem ce face acolo. Noi nu putem influența nici cum ia lucrurilor. Și dacă e dat ordine unde se închide, înseamnă că așteaptă să-și fac treaba și gata. Sau și într-o parte și în alta. Și noi nu putem influența. Și dacă stăm și o să ne uităm și scuturăm procuratorul, invers, în jos, să nu zic cineva, să eu știu cum. Dacă ai bai, dacă ai sfer, dai procuratorul în jos, dacă ai bai, întorci invers. E foarte puțin timp la tranzacționare. Eu nu mă refer, adică, mie e tot timp. Nu e vorba că ți-aș la computer, dar mintea, eu fac altceva, dar fac mașina. Mintea mea tot timp e acolo. Deci tot timp e acolo la tranzacție. Deci asta e, eu asta o consider că ți-e timp. Eu asta consider că ți-e timpul, știi? Când mintea e tot timpul acolo, știi? Eu am avut așa situație când ești să mă asupra, mintea tot timpul e acolo. Atunci e când volumul e prea mare. Când e din păcat că... Când zic că nu mai deții control. Dar volumul e... corespunde depozitul, nu știu ce tare. Noi numai din când volumul mare, chiar la prima tranzacție sau când la cursuri, numai să nu am una în minus. Eu там снова ничего не надо. Ты вообще тут понимаешь? А, да, я же клиента, ты ну ты. Пиорн это остался. Да, да, да. Да, требуется реакция. Asta e control că tare, domnul Gheorghe. Noi trebuie că tare vin în domeniul ăsta anume pentru a simți adrenalina asta. Că poți să deții controlul și tu singur, iei deciziile și dacă ești, că ai decis corect, ești bravo, îți dai și o satisfacție, dacă ai decis greșit, deci... Anume pentru emoțiile astea din oameni. Că noi simțim că pierdem controlul, că atunci apare frica asta și tremuriciul. De asta să zicem că nu trebuie să zic cu Eu am o persoană care se cheme să ajung la 1 milion. Pare că gata, e un pan, zici cât e panul la 1 milion. Dar e greu, dar omul ăsta a tranzacționat numai cu un lot. Are numărat, respectul poate 10 tranzacții. Da, sunt tranzacții adăugate, adică poate fi 2-3 pe același instrument sau mai multe, dar de respect pe un procentaj. 10% maxim din volumul depozitului lucrează pe azi, 90% din bani de ori și numai 10% lucrează. Dar, iată, asta e un exemplu de creștere constantă. Și tot din septembrie 2020.
Eu cred că 2019. Eu cred că doamnă-s doi. Nu mă pun lot. Eu vă arăt statement. Cel care mi-a salutat, îmi spune că de două în urmă, de o persoană cu 200 de mii, pentru că până la 200 și ceva de mii, nu a făcut nicio extragere, da. Eu a făcut extragerea. Era 200 și ceva de mii, da? Da. Era vreun 300 de mii. Într-un an s-a primit, prima extragere a făcut-o după un an și un pic. Da. Și-a rămas 300 de mii. S-a dus în vacanță. Da, s-a dus în vacanță la copiii psihotare. Și când au revenit înapoi s-au apucat. Da, dați seama că, adică în primul an am făcut de la 100 de la 300, dar voi le-am de la 300 la 900. Deci scopul e până la sfârșit de an. Eu nu zic de asta, așa vreau zic. Eu la jumătate de an încă sunt minus. Dacă ai spus că oamenii ăștia nu vorbesc, el niciodată nu vrea să vină. Dar la început spunea că o să vină și o să povestească despre cum. Deci e persoană publică și nici nu vrea. Adică să gândești, poate să mă vadă unul altul. Mă rog, asta este... Este dreptul fiecăruia să fie confidențial. Nu scap încredere în pământ. El vorbește, dar cu cunoscuții lui. El recomandă oameni care să facă investiții, care trec cursurile. El recomandă cu toată încrederea brokerul, recomandă cu toată încrederea compania. Nu se afișează public acolo unde sunt mai mulți oameni. El cu încredere spre asta vorbește. Dar cu cine sunt el că poate să vorbească deschis. Că, mă rog, asta e discuția. Dar eu sunt de acord cu dumneavoastră, că așa, în ritmul ăsta, noi nu ajungem repede. De asta și noi vorbim deschis, noi publicăm pe Facebook, distribuim toată informația, dar iar... Asta nu lucrează. Trebuie cu persoane concrete și cu rezultate concrete. De ce tare nu ne influențează? Bun, și asta spun chiar că vom ajunge 2 ani la 1 milion. Asta îți motivează să ajungeți și voi la 1 milion în 2 ani? Da, e și eu. Dacă tu știi concret omul, da, că într-adevăr așa e. Mai ales dacă tu da, și dacă cunoscut sau și cum și într-adevăr, că știi evoluția omului, că, de exemplu, eu, da? Eu, fiecare mă știe, peste 2 ani de zile, eu am să vin și am zis, băi, eu am și mai de oși. Eu am să spun deschis cum spun și amuia. Eu am să spun și peste 2 ani de zile, eu nu am mai nevoie, dar sunt la și mai milion. Voi, în alte domenii, ați putut face... Atâta. Atâta, știi, nu cred. Ei, dar voi ce-ați bani pierdut? Dacă îmi permiteți, să fac o tangență. Deci, dacă luăm piața valorilor imobiliare, ai cumpărat acțiuni, ai făcut investiții, te-ai gândit, ai analizat întreprinderile, apar riscuri și ieși în foarte mai pierde. Iată, de exemplu, luăm Moldova Agroinbank, au declarat cachete dividende la acțiuni, de exemplu, atâta. Banca Națională a spus că și eu dividende. E pandemie și niciun fel de dividende. Toți oamenii, dar toți acționari, au socotit unde sunt cheltuite dividende acestea. Dar Banca Națională a spus că niciun fel de dividende. Am acesta au declarat. A spus că peste 3 luni Banca Națională dacă îți dă acord. Deci oamenii, dar dividende este în minte, poate dar mi-i cheltuit. Dar ei vă spun că nu se acord. Deci atât de riscuri când banii dar nu detonit. Ne mai vorbim despre un șir de alte probleme care apar pe parcurs. Și respectiv activitatea deci, băncilor. Deci nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar 28-30% din toate creditele care banca le dă sunt credite neperformante. Adică banca e încrezută că 28-30% care le-a dat credite, niciodată nu ați lui înapoi. Dar ei activează mai departe. Așa că dacă suprapunem situația asta cu deci, traderul, deci suntem chiar, dacă luăm două trimișuri, aproape la egal. Adică toate băncile din lume activează fix după coeficientul ăsta după care traderul funcționează. Dar banca, toate băncile în toată lumea, în toate țările, se poate cea mai prestigioasă afacere, cea mai prestigioasă deci, instituție și cea mai profitabilă. Dar 28-30% este credite neperformante și Banca Națională luptă acolo ca să nu fie 20-30, dar să fie 28. Și un șir de efort, un șir de măsuri politice monetare, deci ca să deci cumva se micșorează cu 2% situația asta.
Deci, așa și la noi, dacă deschide de profitul 100 punct și tot plus 50. Păi eu am vrut să trag o tangență că activitatea bancară e mai riscantă decât activitatea de trader. Deci dacă am luat acolo, am crezut că 30% este performant. Și am vrut să completez întrebarea asta, dacă permiți, domnul Olga. Deci, în privitor, iată, de 2-3 ani în școli s-a introdus educația financiară. Deci, asta e un pas bun. Eu, deci, fac la cel mai prestigios liceu, economia. Deci, terță sunt acționari, terță o cot dividende, terță o cot impozite, terță fac investiții, terță sunt director de întreprindere și așa mai departe. Deci, profitul de cum, plan, business plan, așa mai departe. Dar, dacă ne amintim anul 90, când terță, deci, care au fost cele mai mari premize care au făcut oamenii noștri, să nu aibă încredere în piața de capital, în piața financiară, în tranzacții bursiere. Baza economiei, asta sunt bursele. Întreată lumea, deci numai în Uniunea Sovietică era alt model. Nu mai vorbim cu la 91, că dacă tu ți-ai fost inițiat o afacere și ești prosper, ești dus în Siberia, asta nu uităm. Dar după 91 a fost îndată, deci colapsul ăsta financiar cu banii și dacă noi luăm în seamă, deci la fiecare 10 ani schimbau banii și oamenii niciodată nu aveau încredere. Nici în bani, deci dolarul din cum a fost, trimis la bancă din 1900 să-l iau. Și iată, în toată activitatea asta, din Republica Moldova inclusiv, nimeni niciodată nu a avut încredere în instituțiile financiare, nimeni nu a crezut în politicile guvernanțelor, ei știu că numai de întâlnă și scoate impozite și așa mai departe. Și iată, în 91 când au apărut bonurile patrimoniale, deci când fiecare a început ceva să gândească, nu a avut efect acel care trebuie să-l aibă și abia acum cu introducerea disciplinii acestea. Înseamnă educația financiară antreprenorială și... Chiar mai trebuie și educație de asta. Nu, bazele educației antreprenoriale și economie. Deci, atât, așa spune disciplina. Doar că ar putea să fie mult mai simplu și mai accesibil, pentru că aș pentru așa ești liceei. Că se învață la nivel teoretic, acțiuni, obligațiuni, băncilor, dacă ține minte ce atât arată de referință. Trebuie ca investitori, pe când, dacă facem o tangență, în statul minte la școală nu se duce și el dăm visează să aibă în posesie acțiunile astea Apple sau Google și așa mai departe. Deci, educația noastră, cu cât am întârziat noi, în clasa a 12-a liceu, disciplina asta, noi numai bazele spunem, dar în toată Europa și în Occident, în Statele Unite, deci copilul de la grădiniță, dar acolo, primul an la școală, bază când duce, el știe că el vrea acțiunile astea, cu scop să le procuri și cadou acolo, nu dăm bani, dar să dăm în acțiune. Și eu, deci, iată, la ani le-am dat, le-am scris, le-am dat și parcă dar nu efectul celălalt la toată Republica. Și iată, te spun și guvernanții că nu sunt pe piața Moldovei instrumente financiare. N-ai unde să investești bani. Și asta, și din cauza asta noi suferim, și din cauza asta deci nu se elaborează politici și în economice. Și văd o oportunitate foarte mare a deci traderilor, deci, într-o care măsură, să oferă așa activități. Dar clar lucru că educația economică nu întârziat foarte mult. Dar dacă fiecare din noi, cei ce nu vine de sus, vine de jos. Dacă fiecare din noi, eu dam cu vreo 10 am discutat, știți interesat, știți chiar au vrut să-i scriu la acest curs. Deci, în mediul meu de afaceri, de ce când am dat cuiva să-mi cumpere atâtea acțiuni, ori cineva ne-a dat, noi nici nu vom recipiză cu 20.000, 40.000, 100.000 de lei, noi fără recipiză, deci lucrăm. Respectiv, avem o
mari încredere unul altul și respectiv, deci dacă fiecare din noi la vreo 10 oameni ar spune deci, despre activitatea de tranzacționare la bursă, deci caz concret, dar iată, câte unitățile astea financiare sunt pe toate canalele și cineva cu ochiul aude, dar momentan întoarce capul că это уже было в 91-м, știți? Я шашен кипу, я где просто. Ты че? Да, ты любой не жос. Застань один историй, мы пор просто уже один мужчина, мы просто что тут не советик. Ну вот это не сильно. Ну а ты дерев пера, вот это когда идти, Сигур. Там и Георгий, Роман Сладмястр. Да, я вам задаю, но мы равно актуал, есть так у негативу, мой вес, так в одной кишнем, как на кишнем, да, дюшпин с груби, сайт, да, а коло и туман, тото. И дай сборбежи чего ваша, в первом ряду не знаю нимик, но в первом ряду я рад негатив, есть так, у ланучишины, как у факут пирамиды, что пету бани, что не знаю че. Автомат негатив, есть так, бати, реально. Я тоже не знаю, где его есть. Я был на автозуме. Să se investească niște bani, să poată, iată, să tranzacționează, nu? Și în casă, cum se numește, la patron. La mine întrebarea așa sună, vă țineți tendență și totuși confirmați proverbul trendul your friend. Eu de pe drum. Dacă e impuls, da, și normal, atunci când e impuls, toată puterea înainte, dar nu mă trebuie să mă la impuls, dar simt. Încerc și corecții, mai ies și minus. Da, adică mă ies pe nivel mult, da. Nu se numește undeva că ți-ai stai, aștepți, iar să ieși tot așa, adică nu e... Dar încerc și tot cât compunerea pe la trader, nu le plac regulile. Asta e ceva nu. Nu, dar, de pildă, eu sunt mai luat după regulă. În primele tranzacții, prima tranzacție a fost că acum se ridic tot la rând. Așa e senzația, sunt chestia care nu era asigurat contul, mă pregăteam să l asigur. Și am contul, am văzut contra banii, tot frumos. Chiar măcar una să deschizi. Dreptul, tu spui, am întrebat că într-ar pe euro, eu îți dai și 30 dolari, 8 mii, dar parcă spune, dar gata, îți duci depozit, îți spune, eu poate să fac înapoi depozitul care să intru. Nu m-am prins, în albastru, îți bagajezier, să vă închidere, dar nu-mi dă nevoie că o furtua tare. Și da, emoțiile au fost, mai ales prin tranzacții, parcă... Și drept tot că domnul Iurghi era asigurare, dar adică cu lot, nu cu mult, cu lot, cu două, primele patru, știi ce-a fost cu zero? După aceea așa am fost asigurare, așa am găsit spate. Și am parcurs sec acum lot, adică și eu totuși cu lot. Nu, da, mă amortez, da, atunci am mai altfel. Da? Adică așa am ales pe tranzacții de lot. O ținem la închisoare. Și așa am... De fapt, la mine a fost chiar cu reușit în primele luni. Am prima lună de plată, depozitul a doua. Tot așa am dublat și l-am ținut, l-am calțat la un nivel. M-a dat prostii, n-am ajuns la șex să ajung să... Da, a fost moment când am ajuns fără marjă, dar el era mai rând între nici altă ardea. A fost. Transacțiile active erau active și dar nici n-aveam... Dar știi, mă uitam, eu aș mă așteptat, am așteptat 4 ani în pașaportul român. Înainte de a ne lucra la transacții, 4 ani este, m-a așteptat pașaportul român să mă duc. Și chestia care, că tămână am început și atunci, da, da, pașaport, au venit, zic, ies pașaport, mă duc pe mai bani, pe mine iar îți ies, ies. Am așa mă gândit, dacă văd, dar nu ești tu mază, nu ești tu mic. Nu știi, dar nu știi, să vorbeai de iar. Nu trebuie să ne gândești. Nu știi, să nu știi, că așa omul să spune, nu s-o gândi la problemă. Eu dat că... Am văzut ce eu zic, că... Da, eu de așa mă gândi. Mă gândi, 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 mă Nu, eu vă pot spun că la 1080 dolari, în familie balanța era 80 dolari, dar se stau 1080, pe mine era cu 1000 dolari. De câte mine erau 800? Nu, da, știi. Și noroc poți ai. Da? Cum îmi spuneai nici, m-am trăit dacă experiență, Olga.
și 20 de dolari poți să vezi contul. Sunt situații când eu am văzut și 20 de dolari poți să vezi contul. Da, poți să ajungi până la mine. Acolo, un pic, un pic, gata, e gata, e lumea pe ea. Ce s-a întors înapoi? Așa, atunci pe deschidere în tranzacție și am prins cu camionul cu părinții. Și i-am s-a dus. Parcă mă uitam că i-a s-a pus înapoi totuși. N-am intrat în lagă. Și zice, păi, sunt doamna de mașă. Am zis, aici numai doar de să oprească și întorc. Nu mă ajutem, mă uitam. Iar ara vreo oară o țară de la... Mă uitam, să duc, dar nu știu, am țara. Sunt la... să mă zic la ce mai mult. Dar până la urmă, și la altă dumneavoastră. Dar nu, cu fost de un moment și n-am făcut pe un ce e frumos, mă, mă plau emoții, mă plic, el se duce înapoi, că la tot spun, se duce și vezi, când am așteptat PSP asta, dar am terminat corecția, să pun înapoi în curs, n-am așteptat să duc în profit de PSP. Am văzut că apoi era aproape de zero, nici de zero, să mă apăt într-o sut, acolo închid. Când am închis, a fost minus 20, Dumnezeu, cu dânsă. Da. Va dar prostii, a scăpat de ăsta și am lăsat în pășerea mamă pe adresul, că și nu vrei. De ce nu? Da, este emoție, da? Și aș vrea să mă așa la stare, că e depășit volum? Dar nu chiar volum, un lucru și drept, dar depozitul nici nu era din zmit. Depozitul îți permite? Da, cu mult îmi permite, de asta și chestia, dar l-am scăpătat, corecția a fost 20.000 puncte. Nu e și depinde că dacă știi formula sau nu știi formula. Da, dacă are chestia și am făcut tranzacția, am închis calculatorul, fără stop, o să pentru rod îl fac, adică bonus care l-am. Dar o pun de fapt stopul ăsta, adică n-am pun aproape, așa nu e, nu place nici eu să pierd tare. Da, dar trebuiește acolo asta, știi că și când pui centura, ții groază la spate. Da, îți folosește la nimic. Am făcut tranzacția și nu aș mi-a dat nevoie. Prietenii, eu mă de stranul, nu știu, când am văzut că eu trebuie să fac. Gata, stai, eu mă duc acasă. M-am țacat, stai, m-am uitat. Am lucrat un serial, da. Se începe. Da, cu asta am emoții este pinteres, ca tare. Adică treci o barieră, cum ai da, pinteres. Și vă dat jos, când trebuie în restul. Da, cum să ne-am stat, mulți nu-și dau seama că e tare pintăria și noi, undeva, când facem analiză prognoză, atât noi disernăm evoluția graficului, cum ea se evoluează mai departe, pe porțiune ce e de foaie albă. Disernându noi automat, cumva, vedem viitor. Îl ghicim, da? Ne da? Facem un fel de esnăvidice. Prognozăm cumva viitorul. Asta dezvoltă în creierul nostru, oportunia undeva am citit, dezvoltă oportunia creierului foarte mic, responsabil anume de analize, de prognoză și de vedere a lucrurilor, a evoluției ulterioare a lucrurilor. Și noi dezvoltând oportunia asta a creierului, asta nu e pentru tranzacții numai. Asta te ajută în orice situație. În orice situație nu s-ar întâmpla, mult mai ușor poți să iei decizii și să vezi ce o să fie mai departe. Gata, știi cum să acționezi. Imediat. Nu intri în panică niciodată. Că asta e problemă. Să o zgret cineva la genunchi sau pământul la flori din el. Asta vă spun că acum, având un minus, de exemplu, în cazul ăsta, n-am și în viață o leagă tuiți altfel la anumite pierde, în financiare, să spun, de exemplu. Nu cumva mai de ce, pe tot aici. O să îmi bie bine. Păi vizionă de Da. Corect, dar vă spun, am avut probleme serioase la între vecinii discuții și mai nu se certau, că dacă cum așa, dacă la mine pământul la flori tot timpul e negru, cum tu îți permiți la tine să-ți fac gri deasupra sau cărniu sau nu știu acolo să întâmple, că eu că oamenii au probleme serioase de asta. Vă dați seama eu dintr-o parte, cum mă uitam, sau stăteam la o dată la o ședință la grădiniță. Și era vorba să se ridice taxa asta lunară de fondul grupei cu vreo 20 de lei sau 40 de lei taxa lunară. S-a început o nevoie și o gălăgie acolo și o spadă. Stau și eu cu minte de prezență acolo și nu mai am tranzacții. Zic, Doamne, dă-le minte și luminează. Dar încearcă să spui cumva că trăiem într-o hate acolo, oameni, nu prea și totuși, Doamne, ferește, pentru tine și că cum așa, dar și stau cu mai niște, că ia că tăți îmi fură și tăți hrănesc și nu știu pune, că erau și mă vezi tăți și primarul cu directoare, era și președintele, tăți erau din obiect pentru și 20-40 de lei. Dar fă un pas și schimbă-ți
ridică nivelul de viață, fă ceva. Nu știu, noi, eu am mai avut pierdere și tot a fost mare, adică nu știu cum a trecut. Sunt într-adevăr, atunci nu știu cum așa, parcă chestia ce am înrăit, am lucrat, eu n-aveam companie, lucram cu altă companie, eu eram, ei, nu zic, ca păsrenic, dar eu eram primul, înainte la transmisorii, primul eram, pentru că eram ultimul eșan. Lucram de rând, coordonam, merge strună. Și chestia când a început patronul să-mi se poată bani din ei, că eu trebuie să nu ții nimic, știi, faci pe sub linia acasă, știi, așa, dar instrumentele sunt mele, da, bun, să dă ție, ți-a dat dublu, triplu, știi, și el nu știu putea, și trei ani așa mă cadă, când s-a amestecat, e tot, de un apartament atunci, nu-i cedănit, tot am avut stres, tot așa, prin ani de zile, dar chestia și nu știu, nu știu, eu știam, nu știu, nu știu, și că atunci așa am avut, nu, e că atunci am avut așa, datorii la oameni, o grămadă datorii la oameni, fără de apartament, trăim familia la închirii. Cu oameni am vorbit atunci, sincer, erau 5 echipe, una s-a dizolvat, două au rămas acolo, două mers cu mine după mine. Dar ne-a spus așa cum mi-a explicat. Nu pot să vă vorbim, ați fi strălușit. Prinde de sus companie, mi-a zis care merge. Și noi găsesc, nu că avem de amăștiri. Avem relații de-am format, de-am văzut eu cu alte stroice, când m-am dus cu oferte, de-am mă cunoște eu, știu eu și pot, eu și pe toată mine. Și e greu tot, cu alt cadru și dator la oameni, chedămit de bani, în chirie cu familie, și încă l-am împrumutat ca să începe iar lucru. L-am împrumutat pe o grămă de bani. Fine, că așa e un cap așa strădă, e nu mă gând să nu gândi, să poți să trăiesc cu mine de azi. Așa am fost, eu știi, impulsiv de nu știu, e că și mi-a dat din bom, mi-a dat pieri, știi, și m-am, da, aici, din bom, nu știu, m-am slăgit, orică, nu știu, orică n-ai, întreb cineva sunt, nu am cine, cine, dar sunt eu gen. Am tot lăsat un sărus, eu că n-am din COVID-19 de un conciliat, nu știu, avem mașină, știi. Cine este în drumie? Cine este în drumie? Dacă nu știi, habar de grijă. Eu din constructor m-am făcut trader. Mi-e rușit nu-ți valează, vă spun, că eu mă cunosc când spuneți bonuri, poate mă tine, are... Viața bună, viața e deschisă și supravă, e poate dividende și costă bani, nu știu. Adică informația asta la mine, știi, nu e, e lipsăște deloc, e nu, nu te am auzit-o cândva. E nici nu, nici nu a fost, cred că multe lucruri am auzit, am auzit și la asta. Cred că în asta și să dă asta și lucrurile. La mine era, da, nu am avut, eu din altul mie, mi-a trebuit cineva, și așa nu e, eu merg de greaba, știi, că m-am sculat, că bebelușul de-a mea, m-am sculat în cioare și mi-am dat mult și am prea să-mi cap de masă și nu am dat, e companie. Și alea că mă tem să merg, dar după aceea. Și gata, mă tem să mă scot, știi, și mi-am merg în patru cale, știi, așa, mă dar trebuie, asta tot e chestie tare importantă, mie parcă. Eu da. Sunt după mine. Și, da, aici, pierdă mine, într-adevăr, a fost mult mai mare. Și, într-un termen, nu mai spun. La fel și vine de eu știu că, cum zic, eu, da, dar e că asta e că la profitul meu sunt de la tine. Dar asta e la toți, așa. Deci, chestia de profitul meu am făcut, așa pus. Să fac 50.000 sau 70.000, știi, de cum am pierdut de dată. Cum 50-70 de mii sau de cum 97 de mii atunci când era cont asigurat și din toată. Dar... Hai să te încercați pe DM. Ia să mă faci. Am avut DM-ul, ideam să vină la. Eu tranzacționez așa, dar am și un cod DM, adică... Da. Eu nu am nici învățat că am chestiile alea, dar pe etnă încă... Adică pe etnă în curs, o să cedem și pe asus de întreb. Pe prea. Și trebuie să căutați după aceea. Și chestia care, pe DM-ul, cum a rămas cont de 100 de mii de la curs, așa și-a rămas la, și la Lansul, că tot așa încercam să văd până pe el. Am mai schis unul de 100 de mii, așa, pe DM-ul ăsta să fie ceva, și pe ce la fac banii fiindcă ai să dă sensul.
Când scoate, fac și la parte. Nu se duc. Da, dar la un moment dat am intrat chiar 30 de loturi, fac 40 și două urmări acolo. E ca să ia cam 100. Eu într-o zi am făcut 100 de mii și 100 de mii și 100 de mii și 700. Știi ce? Știi ce controlizează? Într-o singură, știi, într-o zi, înțelegi? Eu, pe deal, fix așa, când ești pe deal, știi? 100 de mii, înțelegi? Eu spun că pe demo e milionat. Pe demo e doar pentru traderii care tranzacționează deja pe realte. Demo trebuie să-l aibă pentru și dată, Cristina. E că fac experiment. Trebuie să verifica marja și spread-ul la un instrument nou. Și îmi fac, da, fac experimente și instrumente noi, da. Nu e acolo, fac experimente. Nu trebuie experimente. Acolo trebuie verificat numai marja și spread-ul, care e instrumentul. Și vezi și volumul îți permit să îndrepti pe depozitul tău. Dar nu trebuie testat strategii pe demo. Da, dar acolo se vede ceva albastru, dacă ai ținut de lucru. Să pleacă, energia e... Dacă am văzut față una de mii în 30 de loturi acolo, ca pe două lumânări, plec mai zici, hai să văd măcar și eu cum arată asta, față una de mii, știi, sunt plus, ca minus, dar nu ca minus, dar avem în plus de vedere cum arată. Păi ce mai zicem noi la asta, că zicem noi, pe atâtea loturi. Nu, eu acolo am făcut mai contul. Pe demo, unul pentru un cent, îl verific un instrument acolo, știi, îndelungat, tot felul de lasă, adică știi, distrit, drept, cum, primat, știi, pentru diferite aparate. Iar că eu la mine în cap încă nu înțeleg, nu cap chestia asta, mai spun trebuie. Tot așa, pe demo, dar și nu merge bine de real, știi, da. Dar dacă se deschizi pe demo, trebuie să duci la față și când ești tu de pe real, dar pe un moment, duci cum n-am minus. Special. Am văzut Iulian, că am intrat, da, eu mai controlează de spate. Vineri, seara, sfârșitul lunii, vineri, seara, eu când am văzut că se duce, vă spău, în baie, nebun, nu știu, dar eu 35 loturi, foc. Iulian, când am văzut, dar are parolea mici. Sapcare. Și el s-a dus și unul, și eu trângit acolo în minus, iarăși, dar de real, nu știu, nu știu de el, iarăși, de real. Și de el mă spăși în profilă, de real. Da, dar eu nu realizam ce înseamnă, adică, ce înseamnă cât de rep poți pierd, cât de rep, știi, ai da, poți să câștigi, dar poți să cât de rep poți să pierd. Lecțiile astea care întrești pe real, este ce mai important. Da, dar e chestia că eu nu realizam nicând. Înțelegi, e cam eu am realizat de mult timp, știi? Păi uitați-vă, dacă zideți că cineva s-o zgâriet sau s-o tăriat și așa simțeți durerea lui, nu poate o leagă să vă afecteze emoțional, dacă n-am simțit. Da, doar dacă e copilul tău, dar dacă e altcineva nu. E că când te zgâri singur și să îl spun te doare, e că tu ce experiență, tu și înțelegi că nu se poate, nu-i bine, că înțelegi că ești. Da, e așa, 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 așa. Ce părere au cei apropiați despre activitatea dumneavoastră? Și asta e interesant. Sunt persoane care te-și o spun la familie. Dar asta e complicat. Eu îmi spun, să fiți sceptic, n-ai cu cine să vorbești, să nu te înțelege nimeni. Chiar îi vreau să spun, vreau să vorbesc, n-ai cu cine. Nu vor să înțeleagă, nu primesc, nu știu cum, informația. Eu vin de la o cheie, de frangenie, n-am văzut acolo. Știi, eu să spun, iar eu am încredere, bine, asta e experiență, zic, eu vreau să experimentez, eu sunt începătoare în prima lună, deci n-am încheiat, vreau să experimentez, eu am încredere, eu vreau, bine, că tu vrei, da, adică eu, deci pe niciun nu cred, adică pe niciun sunt. Păi iarăși revenim, că sunt majoritatea așa, asta așa a fost educația, așa a fost cultura, au fost vremurile așa atunci, cum ar fi tot altceva. Noi vedem cât de mult și vorbează. Și asta cât de cum evoluăm noi, adică cât ne dăm voie noi să credem lucrurile. Adică dacă tu vrei să crezi altceva, dar dacă nu vrei să crezi, poți să te explici și nu știu bine. Poate să stai o sudimentă, dar să-ți fac în patru și să te explici. Și oricum, dacă ai pus bariera și nu vezi și nu crezi. Chiar și cu frate spuneam că tot e spate, e făcut pe altfel, bani, nu știu ce și fizic. Nu. E bun, dar nu crede, știi? Știi, dar trebuie să nu știu, trebuie fizic, dar până așa să... Ce să nu știu cu noi, asta e strașnică tare. Nu să ne-am educatorii, profesorii, adorului... Trebuie ceva, trebuie fizic sau... Trebuie să faci ceva și îți place, știi? Așa nu neapărat ca să aducă bani în lucru și așa, știi? Da, trebuie să faci ceva și îți place, într-adevăr. Eu sunt după mine și eu aștept,
De exemplu, sunt un joc de exemplu care, deci treningul le bate. De exemplu, secetă și agricultura. Cât o muncit, cât o investit și cât o... Deci 90% s-au dus. Deci cu activitatea bancară v-am spus că cu o trimit din startul știu că trebuie de lucru. Deci ușă care, deci activitate are foarte mari riscuri și prin exemplu este concret, iată cu Seșna de anul trecut, când am pierdut 2-3 din tot, deci am ratarea profitului, 2-3 a fost agricultura, asta e bă ferie. Eu orice ce am făcut în viață, orice am făcut, tot timpul, niciodată n-am avut sustenibil la mine. Inclusiv la femeie. Vă spun de ce. Ea la mine, ei place, știi, tot ce e asigurat, e să vadă, știi, capul drumului. Înțelegi? Ei place. Dar eu nu-s așa, eu acționez pe faptul. Eu știu că eu mă pornesc la drum. Ea o părăție a celor care nu au văzut, dar au crezut. Da, și oamenii se folosați un pic negativ, pe minus, și așa. Asta trebuie să înțelegem. Asta e normal. Multe ori și măcar femeia mă prezimilește, știi, și își nimeriesc. Înțelegem că trebuie să dau un tare zbor. Deocamdată trebuie să dau un zbor, știi, știi? Mie că nu și 50 am avut. Înțelegi, dar adică eu te-am dat prea tare zbor, știi? Trebuie și cineva care să te prezintească, știi? Da. Asta în caz când am inspirat frâului. Este așa ceva. Poate la întrebarea dumneavoastră, cum mă curați, dar de pentru eu, ca sunt șeful, avem bani. Trăiesc la lungul la lungul, gazul, trebuie, nu știu mai aia. Și trebuie bani din nevară. Am sunat părinții. Părinții mei am luat, ne-am sunat, de până de startul, mai era lucrul incredibil, tot fost de ok, adică am mai creat atât frumos și de startul îți da, uite cât mă dat, mă pornesc așa cu sumă mai vreo 5.000 de dolari. Și mi-am dus cu părinții de la bancă, luat bani, i-am pasia cu bonus, cu alta, îți mai mi-e trebuie niște bani, e de la cine te duci în de la soartă. Nu sunt ca zici la mea, nu suntem căsătoriți, dar adică avem o relație de 5 ani și mi-a dat la mâncă de oameni. Și nu m-am lăsat cum i-ați n-așa nici, dacă zic eu. Așa de bucșesc oameni, de sceptici, nu, 3 ore de vreme. Am stat și dar m-au nesuscat buzul, ca să zic. De vorbă cu dânsi, am stat până și am duce la maxim, o sumă de bani, că îi puteau să iei mai mult. Să idei să încep, dați să uitau parcă nu știu cum, nu sunt străini pentru voi. Adică, nici fiecare voastră, nu eu străin, dar de mă rog. Și da, prietena am urșit caz din start, ei m-a sunat, că tot nu cunoșteam domeniul ăsta absolut deloc, până și n-am văzut pe Facebook-ul anunț, adică prietena l-a văzut, ești de tot că ai timp mai flexibil de la loc. Și el pot. Și da, am încercat și am învățat, adică după case mi-a fost prima dată, mi-a zis mama, mă zic, deci. Și de atât și zic că dacă vrei, în primul rând, pe domeniul nou cunoșteam și poți să trebuie să o leac și cerc. Dar eu am fost pe gândul ăsta, că nu, trebuie să fac ceva aici, în Moldova. Aici să stau, nu să mă duc eu așa tot. Dacă permiteți o replică. Deci, la noi, toate rudele sunt așa. Când tu vii și ai declarat afacerea, te zici, dar nu scrie, nu dai piramide. Dar dacă tu nu ai ascultat pe nimeni, ai făcut și ai dat rezultat. Dar noi am crezut în tine, că tu ești din familia mea cel mai deștept. Tu ai tot să faci asta. Și noi, care suntem antreprenori de la început, deci nu trebuie să înțelegem psihologie. Dacă noi le spunem așa, tot timpul te sunt trei familii, te așa spun, taci, faci, le-ai dat rezultat. Dar noi am crezut în tine, dar tu ești cel mai deștept. Și eu m-am convins că, deci, iată, multe tranzacții, multe procurări, numai în final, când este rezultatul, le spun la tăt. Și eu mă stăruiesc să evit situația asta când tratativele inițiale de a iniția afacerea. Eu numai la final le spun. Da, noi am crezut, ești brav, da. Eu pentru mine, adică, am luat decizia, ne-am asumat responsabilitatea, dar le spun, adică,
schimbă-ți mentalitatea, vezi lucrurile altfel, fă-i ceva mai... 80 de ani pe noi, iac așa, pe mâini odată, să nu ai pământ, să nu aduci tehnologii, să nu faci un lucru frumos, te faci statul, inspectorul fiscal vine și ți-e tăiat, poliția, noi suntem așa. Însă, în realitate, dacă știi cum să formulezi o cerere, dacă știi cum să faci un sunet și să te ape, deci iată o domnișoară la cursul întâi la facultatea de juridic. Eu am întrebat-o, zic, acolo test după serii și citem niște cursuri acolo și întreb, zic, dar tu pentru ce? Eu am venit să fac studii juridice, că știu cum să mă apăr. Nu că să facă face, dar eu știu cum să mă apăr și gata. Da. Deci, respectiv, chiar și în colectivul familiei, noi trebuie să știm să ne apărăm de cuvinte care poate să ne spună. Și în final le dispunem, știți? Numai de laudă. Ia și bine, ia și norocos. Dar până la urmă, nu toți oamenii pot să fie mai bine să nu... Fraza de serviciu, trebuie să spun credin, nu poți să recomand pe nimeni, să vezi, mai erau momente când mai trebuie, îți recomandez, sau după practică este chestionarul ăsta, unde da. Oamenii mai recomandă. Mulți acum mult mai multe recomandări sunt, dar nu erau așa. Domnul Eugen ne spune mulți, să le întrebați și chiar nu le vor bine la cunoscuților, la apropiaților. Ei, dar cum se recomandă? Eu nu știu dacă îi trebuie. Dar tu ai știut cât ți trebuie? N-ai știut. Sunt 4 lecții, cultură generală, tu trebuie să-i asta e o favoare, îi faci, îi dai voie să vină 4 lecții, să ruminezi un pic la minți, n-ai cap de discuție și deja decizia lui ce să fac mai departe, pentru că... Eu am mai discuție cu frate. Câte discuție? Și hai, e... Așa, pe interviu, păi, la spate. Eu am mai auzit eu, dar el este prietenograf cu familie. Și mă sun el de acasă, cu fost acasă, mă gândeam după să vii la lecție și ce au zis dacă nu vrei, poate să te duci bine. Nu, asta te duci la lecție și gata, nu-ți trebuie nimic mai mult. Du-te și vezi și gata, tu, ca să înțelegi, e un lucru să se mărească orizontul, știi, să zici, dar așa un lucru, doar viziune și... Ei, nu, el m-a ocupat și nu mai avut el timp, că e gratis, nu, teoria și e gratis, trebuie să dai bani mică, nu mă trebuie timp și... Nu. Pe urmă sunt el de acolo, că l-au auzit careva pe acolo, știi, toate și erau mai... E, vă două, trei sute. Investiții? Da, cu două, trei sute, tu puteai să faci un plan, trei sute, rupte de dată. Rupte de dată, nu știu, pe urmă. Da, așa. Așa e un bier de mii. Da. Nu știu, ca să fie... Da, zic, eu am trag 100 de mii, știi, da. Și serios? Și da, eu am spus, dacă vrei, lasă-te acolo, dacă vrei, te apuci. Măcar cu 10, să știi că sunt rezultate. Dar și altfel, să te joci cu mărunță, asta rupi de dată, 200 sau 300, că e destul cât te apuci. Interesant, ce-i pia orice altă activitate? Cum poți să faci business cu 2-300? Corect, orice. Și cum te duci cu un sac de șapă de la Matrușa sau la Moș și Icon și îl duci la piață și-l vinzi 200 de lei la țacu și acolo ai dat cu 250. Poți mai ajungi la piață și sau și el la împlemură. Între a doilea când e mafra păstrici, când sunt mai mari riscuri în cazul la 3. Și dacă îți calculezi cât profite îți faci acolo, procentual, împlează cu și Motorina și nu știu ce acolo și piață, pe ce nu știu ce e. Asta se zic, că e la noi minte, e, da. E cum am dat, știi, păi clar, dar cum gândești, și frate meu, știi, clar, cum gândești, dar... Prin chemie, dar... Eu lui am adit și mine, nici mi-a spus acasă, cu cât am intrat, noi așa, eu ușurier, numai așa am dat, înțeles, și... Eu aghiet prin telefon, când el era acolo, mă spun, știi, și că mai văd pe cineva, că e așa, e de Petrov, nu știu, acolo, știi. Dar mai tranzionează acolo, știi, tot care era cunoscut de lui, știi. Și poate, a, stai că și frate-mi și-a zis, și ea să mă iau frate. Iată așa, da, că mai multe de la, așa, de la lecțiune, să ne bagi și-a spus că și sunt la radio, știi, și e drept că e, da, are doi copii, pe și-o acasă acolo și-o, e drept că are copii. O să ajungă, așa zic, domnul Gărbin, trebuie să crească să facă asta. Asta e, nu e un moment potrivit, dar trebuie să fie ca cu cei pe tratăzul.
Am timp sau n-am timp, dar cum eu spun, noi suntem buni, avem tot timpul înainte, acum viața asta în viața și eu, cine știe, poate vreau șaptele, să reușim, dacă nu vreau să scrie de mână asta, de ce nu? Fix așa, și parcă e tare din înțeleg, e tot așa, de că băi, așa e tare pe fiecare, de puteți, și eu ne întrebat, eu spun, știi, băi, dă să spun ceva, dă să dau o idee așa, dă, știi, sau pe mână și la voi. Știu că am avut apartamentele de care le aveam, am rămas în urmă, am lăsat până visau. Și visau le-am lăsat până, cum am zis de cum ești. Și da, i-am promis că era un scandal, s-a dus să ajungi și la părinți, s-a dus și el... Eu m-ai lăsat o leagimajă. Părinții ei, niciodată, așa dată cum ne-am căsătorit și nu are lășine și s-a lăchit din ei părinții pentru mai ceva ca de ești. Și s-a dus să ajungi la părinți. Că mi-a sărit pe un cap. Ca o biografie. Deci, iată, există oameni care își pot programa deci, viața viitoare, adică în și familie, și în și loc să nască, în și suflet. Și, deci, dar asta, oamenii ăștia, Buddha din Tibet, care lucrează tot printre alții la psihologie. Și el, când a fost întrebat, el a spus că eu vreau să mă nasc al 11-lea copil într-o familie care moare de foame. Toți jurnaliștii, din și cauză, ca să trec și să devin psihologic puternic. Deci, iată, numai omul și la capitate prin toate greutățile, deci el elaborează algoritm de rezolvare problemelor și devine deștept. Asta e principalul pentru ce noi trăim. Și iată, noi puteți, poate trecem anume și pentru acele emoții care trebuie să ne fac pe noi mai tari și să evoluăm și să progresăm. Am început în șișoara creierului, pentru că am început la creierul înapoi. Nu trebuie de asta, nu mă indichez la note multe, la mari. E plictisitor să faci.
Criteriile mai este un lucru important, da? Eu mai este mai la capăt să criterii, să vă arăt a oamenilor de succes, așa că cam toți le aveți între sau doar măcar să vă subliniați în cap, care aveți și care le aveți. Folosiți tot pluzul, considerați că este necesar să pluzul. Eu consider că este necesar să pluzul, dar eu nu o folosesc. Un lucru pe care credeam că e foarte bine să folosești tot pluzul, dar nu, eu am ajuns la concluzia că eu pot spune un volum foarte mic, nu, 0102, și nu mă deranjează și să pun take profit și fără să plus și contul la mine să... Ca specialist care mi-a dus contul de la Pânia, Pânia, și în sus și deja profit. Da, am înțeles că volumul nu vreau nici, niciodată să ridic volumul foarte mari sau profitul mari. Eu am vrut din $10,000 să fac $100,000. Am înțeles că... Poți să faci $100,000, Alexis. Și nici procent profitul n-am pus. Să ajungi la $100,000, trebuie răbdare. Dar nu într-o lume. Am vrut. Fintițele mele de 4, 5, 6 ani, ele tot vor și unghii, și machiaj, și tocuri, și sunt... Ești la volan, vor să meargă, dar nu trebuie să trească timp să armanele, schiruri, ele vor, să suntem copii, noi vrem. Dar noi nu putem multe chestii să le facem, fix așa trebuie ținut cont. Asta poate să facă, nu poți cer de la un copil de 10 ani, deci ești, trebuie să cer de la unul de 20. Doar dacă nu trebuie, nu trebuie, sunt de aici, dar sunt care reușesc din 5 ani să facă, să vin în 2-3 luni, dar ești, sau într-o seară, tot? Mihai, care cu cont asigurat pe Google, cu două loturi. La două zi, s-o trebuie să costă 25.000. Eu vă opresc, cam ca este treaba. Care eu nu l-am prins, dar că m-am dus să învăț copiii și s-a încart. Și eram așa de obosită că n-am reușit să deschid tranzacția la timp. Știam că o să fie greu în creștere, pentru că au fost ieri rapoartele la Google. M-am transmis, ați văzut? 2347. La 2347? De da, aproape 10.000. Apoi atunci și eu toate, Mihai, primul frumos și mic, cea mai frumos. Dar eu tot nu am luat prins. Cum? Google. Vreau să știi când sunt rapoarte și foarte simplu. A fost publicat ieri, m-am uitat. Da, rapoartele au apărut după și sunt închis. Nu, deci eu când am trimis din azi dimineață, v-am transmis că o să fie astăzi sunt rapoarte de la Google și era clar scris că nu, dar vă era clar bazările publicate după închiderea sesiunii americane. Da. Și s-au închis și apoi... Înainte din închiderea sesiunii, pe Erbai, s-au plătut și la fiecare. De-am stat răbdare să spun sesiunea americană după zi. Să aștept rezultatul. Da. Și de obicei, tot timpul era după rapoarte. Da, rapoarte de ziua, nu credeam că putem să dividem. Dar nu trebuie văzut cifrele. Nu, uitați, este tot public. Ok, e canale simple. Dar eu vă zic, Bloomberg-ul, cei la noi aici, toată zi au vorbit numai de Apple și McDonald's și Amazon și Google. Dar și nu este tot bugetul de... Toate zi au acceptat, știu? Ei, nu este tot bugetul de Google. În calendar economic, în aplicație, cum este. Orice în canal zici să te știi. Mersi mult, că dai cunoștință. Deja păstrați lectura, ați dar spune, cei care spun că n-au cu cine vorbi. Sunteți în grup. Dar eu am fost foarte bună că am găsit eu singur, așa. Asta e scurt. Cristina? Da, da, da. Care au fost primele emoții când ați aflat de acest domeniu? Foarte pozitiv. Da, da, pozitiv, am crezut în mine, emoționat. Adică eu nici nu știam că la noi Moldova este așa un trader. O dat voie la așa ceva, da? Da, și o companie care suport activitatea asta. Așa că o mică preistorie. Eu am făcut cunoștință cu compania Yarn în februarie, dar în ianuarie este ziua mea. Și m-am uitat pe un site american și așa de tare vroiam ceva să-mi iau din haine. Însă mă gândeam până o să fie shipping-ul aici, e cam scump. Zic, așa aș vrea să am mulți bani și să-mi cumpăr ce aș vrea și să nu mă uit la shipping și la alte chestii. Și mă rugam, zic, Doamne, dă-mi un semn. Și am văzut o publicitate de-a dumneavoastră și am aplicat educația financiară. Chiar nu aveam idee de ce se întâmplă aici, că este trading, ce fel de trading. Financiară. Mă duc și mă la educația financiară să văd cum o să mă educe.
Și așa a început tot și am făcut cunoștință cu dumneavoastră, care a fost prima, cred că a fost în ultima grupă pe care ați mai luat. Și eram foarte inspirată, dumneavoastră așa povesteați, da. Interesant, m-am dus acasă cu neamul, lui sora, lui tata. Mamă, și zoi de azi mă întreb, cum joc și ăla tău? Cum și ești? A dat vreo rezumită, cum și ești ca cum faci? Și e ca când puși și joci cum faci. Da, rog, mult spus, dar mult se exprimă așa, rog. Da. Nu, asta nu e chiar așa. Mama ne-a dus că zi, nu? Ei, da, este mai mult. Da, secta, e că secta asta a noastră. Da, da. Asta e secta, dar da, ne înțelegem între noi. De exemplu, am din... Mulți știu că am fost lider de vânzări în companie Avon 7 ani, aproape 8 ani de zile. Și am legături multe și practic toți liderii de top care erau colegii mei acolo, managerii de vânzări de zonă, majoritatea deja au cont de la Telerom. Nu, a fost o inspirație faptul că eu am trecut de acolo și au de la comisioanele care erau acolo în lei și am trecut în valută. Asta e interesant, de ce nu? Și haideți să văd și eu. Și am acum, doamne, tot așa de fericit, o să mai dă, doamne, o cădere de asta de astea. A slăbit 5 kg, dar sunt machină și cu diet și cu alimentare sănătoasă și sport și not și mă pierd timp atât așa și hop! Asta este mai important, dar e de profil, dar tu e regul. Acum s-a dus la un link. Deci el e majoritatea tot așa, deci nu... Când noi vorbim între noi, ne întâlnim la alte întâlniri, cel cu rând de femei, discutăm despre toate chemii posibile și imposibile, dar între noi ne putem să ne spunem, dar să-i văzut și cum, dar nu, cam acolo, bai, dar am și de cine vorbim, dar... Apropo, nu vreau să spuneți, ați spus de rapoarte, de să vă... Dar este o oră de $90. Da. Și ce puteți să apropo? De obicei, noutățile se fac în dimineață. Adică, este raportul fiecărui și schimbarea ratei de referință. Dar mi-a stat să învățat. Când schimb rata de referință, și rata de referință se publică lunar, dar ea nu întotdeauna, ea nu întotdeauna este modificată. La americanii 0,25 de ani, câteva mai mult jumătate de ani. Dar văzut eu, urmăresc, de când cade de la 2,50, tot câte 0,25, 0,25 și tot micșorată. Și când ea se schimba, influența era mai mare. Când ea rămâne aceeași influență, poate să fie independență de ce vorbesc ei acolo, pupitru, la dâns și pietru, depinde ce declarații fac. Nu este așa de primordial și important să ascultăm ce vorbesc ei acolo. A să fie acolo și publicate după discurs, a să fie publicate pe CNBC, pe BBC, pe Bloomberg, pe Euronews, aproximativ concluzia. Și dacă în timp ajungi să înțelegi cum e influența, nu poți să vii deodată. Eu și un an de zile, mi-e tare plăcut tot și tare mi-era interesant ca cum să le prind, anume să știu ca să meargă. Și când am ajuns să aud la televizor, că iată Apple, că o să... Deci, aud noutatea la televizor, într-un birou, și apăs pe buton și merge exact așa cum este pentru mine, așa a fost o descoperire și așa o plăcere. Că informația care am auzit-o la televizor, am știut să o aplic aici, la 2 metri distanță la mine, la calculator și am făcut bani din asta. Fix așa și s-a întâmplat și astăzi cu Google-ul, dar am prins două găuri anterioare astea care au fost până la rapoarte. Eu satisfacție, dar până ajungi să înțelegi, eu m-am chinuit, cred că, vreo intens, am citit noutăți, le-am ascultat, le-am urmărit. Deci fiecare noutate, de exemplu, declarația la FOMC, raportul la fel și ceea ce este acum la 2:30, eu urmăream, știți cum, luam graficul și mă uitam data și ora, acolo în investing este, când apeși pe noutate, îți arată și că noutățile inferioare, la ce oră, fost și data. Și atât eu luam ultimele 20 de publicări a noutății date. Și mă uitam pe grafic cum a influențat, căutam data și ora și mă uitam cum a influențat atunci. Cifrele care s-au publicat și cum a influențat pe grafic. Altă dată mă uitam în istorie, cifrele cum a influențat și ce influență au avut pe grafic. Și din 20 de ore anterioare, când facem o imagine cam cum e influențat și cât e influențat și aproximativ câte puncte. Asta au fost studii oricum intens. Pentru mine personal, că nu cade nimic din bot, nu vine nimeni și-ți spune. Și oricum eu pot să vă spun, dar până să încercați în asta personal, n-ați înțelegeți. Și ce vreau să spun, că ulterior piața am observat să schimbă și caracterul și influența la noutăți se schimbă. Ea, pe la petrol, când eu am început să tranzacționez, era în fiecare săptămână, 70-80 de puncte.
Marcel, rata de referință australiei. Fiecare dată ce se influențe. Da, acum nimic. Rar când ies influență. De asta că se schimbă caracterul. Da, la știință, nu mă lasă și ca zero. Și sunt fake noutăți, iată, pe Bitcoin, nu știu dacă ar să... Ei, asta e deja asta, da, cu Bitcoin și... Amazon a spus că accept tranzacționare, justificat de alimentate, nu e nouă spus așa ceva. Când mi-am stat în albastră, nu înțelegem ce sunt în asta, peste weekend. Faptul lor așa că sunt și noutăți fake. Ai văzut noutatea pulire? A, și au mers de alimentate... De ce nu? De ce nu? Cum ies? Da, eu am mers, dar... Totul a fost bine, primea faptă psihologică a fost foarte bine. Pur și simplu, eu m-am hipnotizat că a fost fix. Ați simțit necesitatea sportului din partea managerului, consultantului financiar, da, mereu, deoarece mai mult emoțional. Și, într-adevăr, mulțumim, doamna Olga, tot timpul ați fost mereu cu, la dispoziție, adică orice întrebare, calculat, da, când, dar nu este o, spunem așa, niște obiecții, sunt constructive, din care noi avem de învățat, suntem la început de cale, da, într-adevăr, când spui altcuiva, chiar nu crede, spune joc, și n-ai ce faci cu banii, și ceva de genul ăsta, mai bine duci și pune la banc, ceva, adică sunt foarte... Departe, da, sceptici foarte de departe și cu tine, n-ai minte, e ceva de genul ăsta, adică chiar lumea nu... te temi și într-un fel te temi că tu nu faci nimic, doar vrei să-l faci bine, dar ies inversul, dar nu știu de ce, și sunt așa prost cum ar fi... Cu mulți ani în urmă am fost într-o călătorie în Italia și am văzut la italieni, la ei este o fățărnicie, dar așa e binevenită. Spre exemplu, îi intră în biserică să întâlnesc două prieteni, uite cât de bine arăți. Când intră dimineața, când iese din biserică de la slujbă, iarăși, dar așa de bine arăți, da, draga mea, da, complimente peste complimente. Și am încercat când am venit și eu. Eram după un concediu și la fete, iată, lucrez într-o instituție preșcolară și uite cât de bine arăt. Dar spune-mi drept, am slăghit sau m-am îngrășat? Și am înțeles, stop, gata, nu este, adică noi cultura încă nu avem format ceea ce ține și de financiar, nu, pentru că la noi s-au învățat, adică noi încă trăim cu comunismul, că pe noi tot cineva o să ne fraierească, o să ne amăgească, o să ne mintă, adică nu este. Și chiar vrei să faci bine, dar nu suntem înțeleși, percepuți cum ar fi trebuit să fim așa... Real, adică vrei să facem bine, dar ies că nu. Dar noi vă mulțumim din suflet, tot timpul ați fost important să nu... Ca un dirijor. Să ne oprim la asta, da, și da, la da, da, da. Cât de gros poate fi interiectivită? Sau dacă vede că ai dat un like, dar și tu ai fost, dar și făcut acolo, dar și faceți voi acolo, da, ceva de genul ăsta. Secte, dar și... Da, da, mai ieriți încloat la... La dânări. La dânări, pe la training-uri, dar acolo ce ai învățat? Ceva de genul ăsta, adică doar... sceptic și așa să-ți scormonească, dar nu să te încurajeze, să te motiveze. Chiar la noi nu este o etică formată, o cultură. Este cum ne-a spus, vreau o fățărnicie, dar da, pare că e benefică. E benefică. Așa mă gândeam despre americani, că au fost naiv. Hello, how are you? Și te întreabă și ce mai faci, tipa, dar mă interesați pe dânsul și faci. Da, e tare, dar nu mă interesați. Și tot pot să-i spună tot aceeași frază care am mai spus-o și așa-i la altă nu întreabă, că ei și nu m-aș mai întreba, și nu mai întreb atâta mă pas la cap, dar ei foarte, au niște gesturi foarte calme. El un nume de bine, înseamnă cum și ala a avut o secundă ca să-ți spună și dimineață când a intrat cât de bine și după liturghie, adică tot, uite cât de bine ți-o prins, încă mai frumoasă ești, ceva de genul ăsta, dar la noi nu este chestia asta, noi trebuie să ne învățăm și trebuie să
să cultivăm și copiilor toate chestiile astea de etică, de cultură, pentru că totul începe de la noi până la urmă. Da, sunt, eu cred că când o să ajungem undeva acolo așa mai frumos, să încep. Dar știți încă ce? Că chiar și dacă ai sau ai ajuns undeva, aha, este un frat, aici este un ușis, așa e, pentru că așa e la noi, sau de unde o la banii, e ceva, ceva elutieșnic, așa e la noi, nu, așa e, altă sau mai este, suntem dintr-o suburbie, că dacă se duci la Italia, gata, ești la bani, nu-i, adică nu ne socot în, nu știu de ce, nu socot în lumea, că tot așa muncește, tot atâtea puteri pune, poate mai mult grijă are, poate mult mai mult dăruire pune, suflet, dar noi nu suntem apreciați, nu știu că o să fie chestia asta. Iar, depinde de fiecare din noi, un altul meu la fel cât din acasă. Iule, știi ce-mi place mie aici să vin, într-un magazin. Bună ziua, domnișoară, stai acolo la doamnă de vreo 50-60 de ani. Domnișoară, ce bine arăta, stai cum mai stai și o schile stupesc. Și tot și așa de unde mă deservești, poate stai în rând acolo nu știu câți oameni, dar eu sunt primul deservire. El știe cum se folosează instrumentul ăsta. Și pe scurt de mine, vorbești frumos, dar el a spus, nu o să fie judecat dacă să vorbești frumos și nu o să faci nimic rău dacă să vorbești frumos și povestiri cu omul. Nu, maxim și în astea scute. Pentru că vezi, au fost situația când suna pe trader, de fapt ea așa, are maniera asta de vorbi. Bună ziua, la dumneavoastră tot e bine? Și s-a găsit trader, spui, dar de ce te-am întrebat dacă tot e bine? În speranța că, într-adevăr, tot e bine, dar de ce mă sunați? Și ceva rău? Dacă ai vrut răzunați în să vii impresia că vezi poate citești gânduri sau deschisă eu în locului. Exact, am acum un trader nou înăuță, lucrează în Franța mai mulți ani și de fiecare dată când mă sună, domnul că bună ziua, sunteți bine? Dați stare de asta, ce mă întreabă? Chiar și neobișnuință să aud asta că cineva îl interesa. Poate eu nu treabă cu ideea că să-i spovestesc tot ce am făcut asta și eu la mine acolo, în spate. Dar asta e o chestie de educație. Iar sunteți bine, mesaj spui, doamnă, bună ziua, sper că sunteți foarte bine. Și continuă mai departe ideea lui, chiar de-am făcut asta. Deci o chestie de eu deja am realizat-o și o primesc ca un... Și de atitudine cât și de educație. Madalina, ce aveți acolo? Trebuie să reușim să le... Eu știu, vă dau voie să vorbiți, pentru că rar le avem întâlnirile astea și este nevoie. Și deja acum sunt pe totul seara. De-am un câtă sfic, mă întreba cât o durează, că să ne mergem și în altă parte. Dacă stăm cu grijă la ceea ce este acasă, sau ce-a fost toată ziua, sau ce-a fost ieri, și stăm nu cu grijă, cu păreri de rău, că n-am reușit să fac asta, dar am făcut așa, și cu grijă la ce trebuie să facem mâine, și trebuie să fac aia, că acum, chiar că întârzi, nu s-a vrut momentul actual, dacă tare toată puterea e în prezent. Acum, dacă noi ne concentrăm la prezent și acum îl creăm frumos, peste o oră, două, să ne aducem aminte cu plăcere ce s-a întâmplat, și fix așa că e frumos mai departe viitorul, concentrându-ne în prezent. Dar timpul e timp și numai 24 de ore iar tot. Ați avut o situație în care viața s-a fi pus la încercare? Multe zi. În fiecare zi. Dar cel mai mult a fost când am avut la Cărpestie, când contul deja gata, marja, se ducea pur și simplu, era foarte mult volum, dar eu nu, era prima lună chiar. Și mi se părea că aveam de sus bai, că erau toate cu 0-1 și mi se părea că e așa de mult. Când am dat să număr, era un lot și 3. Și asta oricum afectează la contul, nu permitea chiar un lot și 3. Și fix o leguliucuță, trebuie să mai am răbdare, să nu înfrânsi el de acolo și el de acolo s-a pornit în bai. Iată atunci, da, chiar a fost un moment de încercare, pentru că tot el creștea, minusul la el, la fel creștea într-un ritm cu el. Și nu mai știi ce să te bucuri. Da, crești sau crești. Vrei să crească sau vrei să scadă. Acolo nu mai s-a dus și nici nu cred că o să mai ajungă. Da, oricum. Eu cred că încercările astea tot sunt mult mai utile decât tranzacțiile în profit, pentru că noi ne simțim altfel și
Din ele chiar învățăm. Când e tranzacție în profit, nu stai și te analizezi, ei așa am făcut acolo corect, ce am făcut greșit, dar din tranzacție în minus, la sigur, că stai vreo 10 sute de ori și te uiți, uite, cum, da, și... Tranzacție în profit nu le analizează. Da, chiar astăzi dumneavoastră mi-ați adresat întrebarea, dar când... Când erau tații cu albastru, aveți emoții. Nu, dar când toate... Dacă toate... Toate, păi, așa nu am lăsat cum trebuie, dar nici nu știu cum a... Săptămâna asta au luat-o invers. Dacă nu știți, sunt mama Mădălinii, adică suntem mama și fica, tranzacționăm pe conturi diferite. Da, adică sunt foarte multe încercări și chiar din ele avem de... Și aveți o lacă în familie, pe ceva și strămiați. Noi, apropo, avem deja foarte multe familii care tranzacționează și avem un domn care de vârsta, nu, poate, peste 50. La un moment dat, eu dat cu multe fiici, eu zic că au copilul de vădut în când au și-o tranzacționat foarte activ, l-au triplat într-o lună și dava greu, loturi multe și deci au avut moment și eu m-am trezit că mă duc la farmacie, mă trezesc pe mie, eu mă uit cu pantalonul în sus, unul în jos, un crag de la pantalon, de ridicat în sus, altul în jos. Și cu ciorapii diferiți. Cu jenetele din ghete, așa de repede ieșit din casă, se duc să repede, să cumpere ce vrem, numai să-i dea pași, doar când apoi la calculator. Ia, asta e exagerat deja, și zic, uleat, că m-am stors emoțional, am făcut și am făcut. Dar sincer, adică, au făcut rezultatul, nu s-a putut bucura de dânsul așa cum trebuie, de asta nu creează așa de mult bucurie. Ca când atragem atenția la minusuri, da? Deci emoțiile pozitive ar trebui să atragem mai mult atenție în partea și aia, să ne bucurăm cu dânsele. Dar încă nu este. Dar suntem oameni, cu partea așa specific oameni. Ce mai emoție am avut când am închis la coptul și trebuia să gândească ce e mai mare, ți-a avut și ce mai emoție. Când trebuia să închidem lact parțial, și din... Este tranzacționare one click și este tranzacționare că de două ori te întreabă dacă vrei să închizi sau să deschizi o tranzacție. Și pe un cont, eu eram pe un cont, dar ca să înțelegeți, pe ambele conturi erau lagăți și minusul era mare la ambele. Și minusul 18 mii, da, minusul 18 mii. Și eram pe un cont. Și acolo am pus, am scos tranzacționarea one click și am închis palmii cu 0.1 sau cu 0.2. din țel. Și am închis lacătul, da, am închis o jumătate de lacăt și am trecut pe contul celălalt și credeam că s-a păstrat tranzacționarea one click. Și am pus a gândit la asta. Nici nu m-am gândit și am pus a gândit. Da. Și mă dăgea la pasă. Și data alături m-am mânat și te întâmpi te-a sportit. Cum se închide tranzacția în minus 18 mii. Trebuie să închid doar 0.1, dar să închizi totul în întreg. Dar la 4 luni mai avem un 1.000 și revenim la cont. Da, asta a fost un moment. Și în modul de lucru, se pierd. Și eu deja am lăsat. Da, nu, dar nicăiesc foarte mult. Am închis. Nu, i-am restul pare da. Așa, da, dacă știi. Totul e bine. Eu mă văd și mă inunez cu dumneavoastră și arăt, lucrați și cu tată, și cu mamă, și cu fiindă, puteți împreună. La noi era ședință online, offline, care vreți? De la ora 9:10, mai trebuie. Care și la 11 puteam să susținem doamna Olga, adică a fost, da, uneori era și 24. Început, așa, da, ca copii, cum avem grijă de copii și de... să facem tot pentru deja la început, până e pornit și după asta nu e crezi. Așa și credere la început. Eu așa ne-am utipuit ca să și ieși la mine și am fost complet invers. Nu, dar știți care fost? Complet invers. Nu sunteți bărbat puternic, vă trebuie de dar. Nu mă găsești mamă, de trei ori iarăși, nu mai ajuns și iară înapoi, Domnul Gheorghe, știți care a fost situația? Că mai întâi Mădălinii i-am deschis cont și apoi eu am venit la cursurile, am venit la curs doar... Ca și când Mădălina a avut curs individual. Da, individual și am venit și eu. Și am dat Selină cu mama de 16 ani. Da. Mădălina, în general, înainte de anul nou, eu am făcut cu duși lecție, când în jurul au plecat la sărbători mai repede și am rămas și am făcut lecție, că era ultimele lecție grupa lor. Și Mădălina...
Eu sunt aproape de mine după lecții, sunt doamnă de vreo lecții individuale, dar cu dumneavoastră, dacă se poate. Era 30 sau 31? Da, da, da. Înainte de anul nou. Și seara. Deci, Madalina, haideți să facem așa, de jeniți cu data de 4, țineți, chiar alu, da, da. După sărbători deja, dar jeniți cu cineva din părinți, că nu știu, mă gândesc, că ești copilașul ăsta, nu știu, să eu în serio vă spun eu, că nu cunoșteam cât de bravo. Și am deschis ei și totul bine. Și apoi am deschis, am venit eu la lecții individuale, am deschis și am deschis contul și eu zic că soțul mă întreabă, spune-mi cu asigurare, ei nu, pune cu asigurare, zic eu, și chiar într-adevăr era totul bine. Și când într-o seară vin acasă și spune, zic, Madalina, uite, eu am venit de la lucru, totul bine, dar atunci am dat în exploatare grădiniță, adică totul bine. Și el îmi spune, eu am discutat azi cu doamna Olga, niciun fel de tranzacții, calculatorul închis și la cucare. La cucare. Și când e asta, numai eu închid ușa, aud închisă ușa la cameră. Zic, nu, ceva s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Nu, suntem în lată, dar eu nici nu înțeleg, eu nici nu știu ce înseamnă asta lăcată. Care lăcată? Și lăcată. Eu am rămas în șoc. Pe am două conturi, Și acum e totul bine, deja. N-a să luăm nici altfel pe Jerome Powell cu excursia la lui ea. Dar e frumoasă frumoasă. Așa că am patru luni de zile la... Am deschis contul, deci vorbim cu Anatole și dacă ne apucăm, ne apucăm de luni, ne apucăm cu 20, 20, 20, 20, ne apucăm, gata, ne apucăm intenție de lucru și am avut intenție bune. Gata, de duminică avem gata fiebră, am luat COVID. Adică sunt niciodată cu stângul, nici gata, între timp, el s-a concediat, am rămas, ai bun, bucuros, mi s-a restituit sponsorul pe asta și spate, iară să mă punam și... Cum n-are și el, arată cu așa? Și ea în minus, bun, m-am dus iar în minus, așa că de-am eu gen, mi-a dat pe Ileana. Ileana m-a ridicat, deci tot ce l-a lucrat cu mine, am ajuns, iar în profit, el m-a s-a dus, iar am făcut și trăsnele și... Și acolo atâtea trăsnei, atâtea prostii și nimeni nu... Nici o supraveghere, nici o îndrumare, nici... E că asta e... Asta tot e o chestie tare importantă. Și astăzi, și îndrumarea asta, și supravegherea asta, eu am asta am trăit-o cu mine. E pe mâniere, am văzut cu familia, cu astea... Bun, s-o nebate. Da, dar soțul spun, mine nu mă interesează ce aveți voi, cifre, ce e acolo. Eu când ați mult de zi, am făcut. Doamna Cristina, să vreau să te întrebăreți. Când sunt cercetare de investiții, părerea dumneavoastră pot reinfluența dezvoltarea ulterioară a fondului? Reinvestițiile? Da. E mai interesantă pe care. Pentru că, într-adevăr, pot să aflu. Asta e ca transplantul de organe la un om. Cine e de acord? Să lasă o persoană în caz că da. Este posibilitate de a te-ai salva viața, da, chiar să nu fac. Am terminat la reinvestiții, că în tot fond și ce e minus. Da. În momentul acela și m-ar putea ajuta măcar cu 20-30 de mii. Exact așa și doamna asta care vă spuneam de la care cu vă slăbit, fix așa, să uita, e un trat întâmplător, cu 5 loturi, pe care 40, în corecție, acum. Și... S-a uitat și a zis, nu m-am gândit nici o secundă. Ei, nu te-ai gândit, oricum la asta, de atâta pe acolo am nici soluția. Nu m-am gândit nici o secundă ca să pierd contul. M-am gândeam de la cine trebuie să mă duc, să-mi dai vreo 20-30 de mii, repede jos, cum să ajung și să sun unde să mă duc, repede să ajung banii în cont, să înveți situația. Că era clar că sunt arci înapoi, dar trebuie timp, trebuie să ajungă, dar nu ți-a să fie destul de moale ca să reziste contul. Da. La prioritatea care o pune pe pierd. Dacă se întâmplă cazuri. Cum, la mai mulți, cum și la mine, poate? Da, da. Faliment e atunci când ai ridicat mâinile și nu faci nimic. Dar întotdeauna se poate făcut ceva. Întotdeauna. Și atunci când traderi intră în pas, că sunt traderi care stau, pur și simplu, loc și uită la... Da, mai sunt ești care e un întâmplător, da?
Dăblător? Așa, 5 voturi, da, fără răsemnare. Fix așa, ați cam trat pe temă și am vrut să pun 0,5 că dar ți-au pus 5 voturi și am văzut că așa... Eu am văzut așa 0,5, pe Bitcoin. La Iurgean în cabinet. Așa, domnul Iurgean, am fost la unul, mă scuzați că vă întrebăt la un seminar cu emoțiile, dar îmi spunea că foarte multe conturi și vâge la toți. Împrumut încă, eu știu că, dar și într-un... Chiar acum, într-un seminar, îmi spunea, dar și eu ajuns pe lerorul pe mine să mă aibă și eu nu pot să-l... Da, s-a exprimat, adică el că... Într-un fel, spate de... Dar trebuie investițiile, adică trebuie la timp, da? Și ajungem la... Asta este tratament, să zicem, în unele cazuri, ca un tratament. Cel mai cum este să compari sau cu un autoturism. Trebuie să-i schimbi opinia să ce-i să faci. Ori el stă pe loc și nu faci nimic cu tine să nu-l folosești, ori îi schimba ce trebuie făcut o investiție și îi schimba piesa care este nevoie și o folosești mai departe. Sau în cazul când este o boală, ce nu faci tratamentul necesar ca să puteți să mergi mai departe sau nu faci așa la transplant, câți oameni, da, zeci mii, sute de mii de euro, caută, donații, se mobilizează pentru a salva o viață, care asta e prețioasă, exact asta e viața contului nostru, și același mecanism. Grigore, ce întrebare aveți? Am răspuns la toate întrebările în parte. Există trei de norocos sau trei de opinionist? Nu... Nu știu. Nu știu. Întrebare. Omul și... În care parte mai să te dejezi? Nu știu pot... Știi cum... Este și chestia asta de noroc. Eu nu cred că va pasionezi. E obligatoriu, este și chestia asta, mă rog. Nu tăcerea ține numai de minte, eu asta mă convins. Mintea... Da, gin când îți ține niște informații, când știi. Dar multe ori și informația asta, prea multe, poți în curs și să faci... Să iei decizi, dar fi prea multe de acord, ne-am văzut foarte mulți oameni care citesc. Da, și totuși eu să... Eu de părere că da, este și noroc ăsta, este și este, nu știu cum voi alții cum vedeți viața. Eu, de exemplu, eu cred în Dumnezeu, mai mult pe mulți că sunt ateiști, eu cred. Și eu știu, da, câte cele vine la timp, eu tot nădăști, cu cât aș starta, dar cineva de să se uite și de la fiecare, știi. Vine moment când de, înseamnă că e moment, știi, și asta, chestia asta cum mă face să mă calmez, adică să mă susțin psihologic, știi. Și totuși eu mă bazez mult în loc. Și eu știu că eu multe ori am promit-o pe drum, ochii închiși, eu nu știu drumul ăsta și așa. Dar și de asta în viață eu garantez că la fiecare șef. Tu nu știi și te așteaptă pe drum. Tu te pornești, dar poți buhnească pe roată, de tăma cum dășiți cu mașină, știi. Nu știi. Poți dai, noi tu îți faci plan, să ajungi de la Chișinău la Ungheni, într-un cea jumătate. Tu știi că drumul e așa. Da, e că nu se știe, doamne ferește, mirește la accident, doamne ferește, e înnat o steclă sau o sârmă sau o țântă, și acolo, s-o spartă, și faci două ceasuri, știi? Sau trei ceasuri, dar de accident cu ce, știi? Adică nu poți să prevezi situația, știi? Și aici n-ai încotro, aici nu mai trebuie să șezi camere, știi, te gândești, dar e... Da, într-adevăr este noroc și este Dumnezeu care... Într-adevăr, eu cred în asta. Dar le dă la cei care ce? În primul rând, eu cred în asta, eu cred, eu știu că așa e. Și când vin vorba și de copii și de tare mult, și mă gândesc pe chiar pe care le dă-ți copii, că, doamne ferești, dacă e cu mine de mână, știi, of, dacă e cu mine de mână, gata, e păzât. Nu e ceva. Nu, asta e... Grigore, ce aveți? De ce tranzacționează mulți traderi în lume, dar nu pot să fac profit? Eu cred că mulți traderi supun riscuri, adică depozitul nu îi permite cât de multe volum. Da, sunt tare mulți luptători din net, ne-a sunteți luptători, sunt mulți luptători, cât să-ți campi mai? Sau cât să ajungi în nimic? Foarte mulți. Nu toți. Deci, cam e aceeași chestie, da? Deci, dar de care ajung campion? Cei mai buni. Și cei care nu s-au creștit, muncesc și-s perseverienți, da. Da, da, da. Asta, domnul Sergiu?
Care ar fi cel mai bun loc de trai pentru un trei om? Tot ce mi-e bine. În țară, vă lăsă în țară. Și doar să călătorim. Și doar să călătorim, dar eu ca tare am fost în Europa Liberă, aproape de țară. Și m-am aflat mult timp, și pe un an, și pe doi, și pe lună. Și pe urmă am putut totuși acasă și lor. Unde se rădăcinile? Da. Tot acasă am venit, am deschis afaceri și așa. De la zi am început, am luat 20 de ani din Europa Liberă și venit acasă și m-am avut de afaceri tot, țări bani. Practic. Și da. Și eu cred că termin de sistem acasă, pur și simplu trebuie foarte, adică și în calculație. Dar depinde cât vrei să faci. Adică și depozit trebuie să se deschizi și cam câți bani vrei să faci, trebuie să ai un scop. Și sunt tipa aici la cum ai, la volume mare. La risc. Sunt două riscuri mari aici. Unul că unul din cele mai mari asta e lăcomie. Deci alte risc nu este. Lăcomie că faci mari. Da, am asta. O dată îți voi sunteți parte deja de comunitatea asta de traderi deja e altă mentalitate. Și vă simțiți deja. Și vă simțiți și dintr-o mulțime și dintr-o companie când sunteți și auziți și se vorbește în jur. Gata, vă simțiți un pic alt, da? Creierul gândește altfel. Deci, dar este comunitate și asta este scopul meu astăzi, a fost ca tare să vă trezesc, să înțelegeți că voi sunteți niște persoane foarte importante. Fiecare pentru dânsul, e în centrul universului, sunteți deja persoane foarte importante și trebuie să vă focusați anum de voi, să nu vă intereseze. De ce ai stare Porsche, Panamera, că asta e banal, că se primi dintr-o parte alta a orașului? Sau că cineva e îmbrăcat sau nu de firmă? Sau să mă intereseze și cât câștigă sau nu? Nu analizați oamenii după cum arată, după ce... Iată, trebuie să cunoști omul și să vezi ce are în spate. Ce îți poate oferi, ce are el în suflet, ce are în creier, că acolo energie se simte. Dar cum arată asta tăte? Când că noi știm cum avem Moldova, se poate făcut bani, dar și tot în lume. Și asta vreau să vă îndemn. Nu pierdeți timp pentru a analiza cineva, dar focusați-vă pe voi și puneți-vă scopurile. Și cred că este timpul și toți care sunteți în sala asta, că ați fost aleși cam aproximativ cu aceleași depozit sau cât cu același nivel, timp, perioadă, experiență, trebuie să înțelegeți că puteți să treci la un alt nivel. Iată, acum eu pur și simplu vorbesc sincer, românești iarăși, fără că nu vă spun povești, nu vă spun foarte transparent. Toți au dreptul să trăiască mai bine. Sunteți de acord? Și nimeni nu interzice. Și nimeni nu ne interzice. Absolut. Nu există lege care să interzică să trăiești mai bine. Numai de depinde de om dacă el vrea. Și unii vrea să regăsească. Da, să crești, să ieși dintr-un cer, din ceea ce cunoști tu deja, să ieși mai departe, dar e greu. Asta ca și când ai te mergi deja la o altitudine mai înaltă, să te duci mai adânc în apă, e greu de notat, valurile sunt mai mari, dar și mai interesant, gata, ai ajuns într-un alt nivel. Și deja depinde de noi, vreau să trecem în nivelul celălalt sau nu. Eu când eram acasă copiii și mă vedeam că și noi sunt mai multe straturi pe tare de nivele de oameni care trăiesc, că parcă ți-ar părea că e un oraș, o comunitate. Dar sunt diferite societăți, diferite tipuri de societăți și iar ca să treci, trebuie să spargi gheața și să treci la următorul nivel. E devenit acolo cel mai bun, cel mai brav. Treci la următorul. În asta și constă, noi toți avem menirea să devenim mai buni în fiecare zi. Pentru voi acum, că este primul, să spunem, următorul nivel ar fi contul VIP. 100 de mii, asta nu e așa de mult. Și e greu până treci, e greu până unitatele este de trecere, să ajungi, când ajungi eu gata la mare, atunci e mai complicat. Dar nu este imposibil și sunt tot mai multe exemple ale unui trader care deja pare asta. Pentru mine tot când am început, la început 3 ani și ceva în urmă și mă gândeam că să ajungi la 100.000, dar asta e și realizare mare, de toamnă, să ajung la 100.000, am luat un apartament și toată niște toată viața și nu mai trebuie nimic altceva. Aha,
Au trecut câteva luni, gata, schimbă ideile, schimbă gusturile. Și pentru cineva succesul este să-și cumpere mai degrabă căsuță de vacanță în Grecia decât să aibă aici casă și poți trăiesc în chirie. Sau îi trebuie mașina cea luxoasă sau știe vecinul sau nu știu ce, poate el vrea să urce muntele Everest. Sau să facă orice altceva, are cu totul alte scopuri. De asta nu trebuie judecat oamenii și de luat exemplu după cineva. Focusați-vă scopurile voastre. Și vreau să vă regăsesc pentru că discuțiile de astăzi, noi eu am văzut că voi sunteți, nu știu câți dintre voi sunt pregătiți să deveniți milionari. Ieri am întrebat copiii, cine dintre voi vreți să fii milionar și nici unul de cameră. Și nici unul de cameră nu vreți să fii președinte. Și asta e de prânz. Nu cum, măcar să nu-ți dorești la 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18 ani. Mă, cât te îndrăznești să vrei, de ce nu? Că toată e în puterea gândurilor noastre. Și asta e o temă care trebuie dezvoltată mult ca tare, dar am să trec de jur. Nu, asta că noi suntem în comunitate, toți și cumpliență, noi, cineva merge mai înainte, cineva mai mult, asta nu contează. Toți mergem în aceeași direcție. Am găsit și informația aici potrivit Agora, că sunt milionare de noi, și e proaspăt de la, pare că 31 mai 2021, informația. S-a aproape 3.000 de monovedi care au lipsat de metri cu peste 1 milion de lei. Dar asta sunt lei. Nu e legat de noi, adică vă dați seama. Eu vă asigur că sunt și milionare în valută, că eu știu că sunt, dar îți spun informații confidențiale, deci nu putem să... Sunt în Moldova și nu sunt puțini. Și dacă mai spunea ieri pe un client că nu știu ce, eu știu ce investiții îți fac în ar. Și îmi spuneți că nu sunt banii Republica Moldova. Cunoștință nu prea sunt, dar bani sunt bunți. Asta vrem să ajung la voi, că toată lumea merită. Voi sunteți primii, deci cu care discut direct, da? Și eu cu mine am lucrat la momentul ăsta și cu voi trebuie să... Și sunt gata să lucrez cu fiecare parte și să facem planuri individual, independență de depozit, independență de nivelul de cunoștință, independență de ce își dorești, de scopurile lui. Fiecare poate să-și pună în termenul diferit, cineva vrea jumătate de an, cineva nu are energie de dici așa de mult, mai are și alte chestii și așa, de un an, doi, de ce nu. Dar se poate de atins nivelul ăsta, trebuie pur și simplu de deschis ușa, de a prins lumina, de a prins becul acolo, în capul nostru. Și asta ca tare se poate de programat. Este eu, din cartea Secretul Minții de Milionari, eu tot timpul recomand la toți, la început, chiar la teorie. Cristina, ați citit-o? Este formula asta tare interesantă și simplă. Cu faptul că gândurile noastre duc, nu mai știu, principiul prosperității, un om, aici, autorul, se zice, mă duc la interviu, la radio, la televiziune, celebru prin afirmația, dați în 5 minute și așa vă pot prezice viitorul financiar pentru tot restul vieții. De atât ai câte m-am întrebat și înțelegi omul acest nivel simplu, dar și dacă stau 1 milion de dolari și faci cu dânsul. Nu știu, dar jurul meu spune din fiul lui că ei l-au agreit la loterie și ăsta îl întreabă la un moment dat. Nu știu, dar dacă câștigi și stăc eu cu banii ăștia. Ăsta zice că eu rămân portret. Și tot și mă uit la dânsul, știi că și să-i spun. Ți-ai mă pup să-i explic. Nu cum ce-ți faci, dar bine, stinești, mai cum vreau în alta. Eu ce de asta e lecție, nu e pur și simplu să răspund la întrebare. Deci, dați seama ce nivel are. Și toți banii ce-a zis, eu atunci eram sigur. El să aibă 1 milion, el într-un an mai are 1 milion. Gata, el nu știe ce-ți fac cu dânsul. De asta e, asta ca tare, e cel mai grav. Gândurile noastre și vorba de iarăși psihologie, că gândurile noastre se materializează și de la gânduri vin scopuri. Scopurile duc la acțiuni și de acolo vin rezultate. Și depinde ce gânduri avem. Dacă gândurile sunt mici, și normal că și scopurile să fie mici, și acțiunile la fel, dacă gândurile să mă duc să lucrez de la oră până la oră, și dar nici nu-i gândul să fac ceva mai mult. Am salariu, îmi fie stabil, frumos, n-am niciun risc, de ce nu? Asta o să fie și scopul, să lucrez de la oră până la oră și să ajung mai repede să mi-e spremez. Deci, da, te dușesc. Când ați fie salariu și ala mai repede. Până acolo sunt terminat gândurile. Gata, acelea sunt capul. Și aici să fie și acțiunile, fix acelea și fie rezultatele. Pur și simplu nu poate să funcționeze altfel. Că e simplu, că dacă sunt eu fixul de aici, să spun aici, el acolo o să fie. Fix așa și aici. Doar că autorul tare interesant explică că gândurile noastre pot fi programate, oamenii nu știu că au puterea asta. Iar și pot să nu vorbesc prostii, brieduri, povești, că noi nu putem programa gândurile, noi filozofii, dar trecerea din altă viață, chiar și avem putem să ne programăm să trecem în altă viață. Cine are urechi de auzit, să audă. Și cine are urechi de văzut, să vadă.
noi ne putem, pentru că gândurile noastre, de ce spun el, că se gândurile și au originea în niște fișiere de informații pe care noi le avem în sertară, în creierul nostru, dar de unde ele se află? Din experiențele noastre anterioare, deci de la ce am auzit de la părinți, ce am auzit de la vecini, de la prieteni, la universitate, la grădiniță, la școală, în trecutul nostru, ce am auzit, toată asta informația se stochează. Și asta formează sursele noastre de informație, de gândurile de acolo și-au sursele. Și de ce oamenii care citesc, află informații, dacă trebuie să plecați, sau vă simți să dea mă? Nu, doamne, știu. Băi, băi, eu știu când ne-ați suteați aveți sau dacă ceva ieșit. Nu ești foarte încălată. Secretul minții de milionar, de Harvey Ecker. Dar o să vă dau, o să vă rămâneți și vă dau cum se numește, o să scriu pe tablă. Ei, și ești foarte ușor, am citit în 4 zile de la mare, 100 și ceva de pagini. 3 ani în urmă. Dacă din toată cartea că asta am zgumit și mi-a fost destul, noi ne putem programa gândurile. Eu vă spun sincer, până și locul de parcare ți-a fost programat. Ia că te gândești ca să ajung și să găsesc loc de parcare. Eu mă parchez seara când vin acasă. Parcare de... Da. Parcare de... Asta e elementar, simplu. Și fix așa te gândești. Că... Ei, până în seara se închide de 5.000. Așa și se întâmplă. Cumva, și par niște chestii minori. Cine suntem noi? Iar noi suntem centrul universului nostru și noi ne putem programa, primul rând, dacă avem capacitatea de a programa gândurile, de acolo vin respectiv și scopurile sunt mai mari și acțiunile sunt mai mari și rezultatele sunt mai mari. E destul omul să gândească că vrea să fie milionar. De mai departe, cumva lucrurile se aranjează, apar oamenii în viața noastră și apar acțiuni, posibilități, e ca un eveniment. Îți apare acolo curs de educație financiară, nu știu cum, de unde. Doamne, Pinder? Da, metode magice. Pentru că și totul vine din interior, din interiorul creierului nostru. Nu, cred că iarăși, vestea ați văzut de multe ori. Proverbe, da? Și când ne schimbăm modul nostru de gândire, ne schimbăm viețile. Dar majoritatea oamenilor nu înțeleg cât puternic este gândirea sau gândurile noastre. Și cât de multă influență au ele în bunăstarea noastră. Anume bunăstare, liniște interioară, de acolo vine și sănătate, și frumusețe. Cât și interior se vede și la exterior. E foarte, foarte simplu ca tare. Și vreau să vă reamintesc criteriile astea să le vedeți, ca să vă regăsiți întâlnițele. Singura limită a noastră e sunteți alți, sau limita mea sunt doar eu. Eu singur îmi pun limite, nu poate să mi le pot limite altcineva. Viața trece foarte repede. Da? Deci nu... Iată, asta e precis, nu putem să controlăm. Toate că se spune că și timpul. Dacă trăiești doar în prezent, atunci poți să controlezi timpul. Mergeți după vise și nu după oameni. Am pus scopul meu, eu vreau acolo să ajung și nu mă interesați și fac așa ele astea prin prejur. Doar dacă eu pot să iau din asta un beneficiu, și pe mine el cumva mă ajută, cu o vorbă, cu un sfat, cu... Dacă mă influențează pozitiv succesul lui, atunci am să iau pe lecție și merg mai departe. Iubește-te pe tine însă și restul o să vină. Cu asta, suntem capabili mai mult decât noi ne gândim. Suntem capabili mult mai mult chestii decât noi știm. Fără regrete în viață, numai lecții învățate. Iată tot ce s-a întâmplat, nici nu trebuie să ne amintim. Doar lecția trebuie să ne amintim. Dar regretul că a fost, că am dat tot, că a fost greu, nu știu ce, tare lecții trece. Durerile astea, toate durerile. Never give up, stai că m-am periclicit, niciodată nu renunța, se întâmplă și miracole. Cred că fiecare din voi le-ați simțit. Pot să vă transmit materialul, că de-astea sunt multe, dar știți cum? Trebuie important să știm mai citit, într-adevăr să credem. Și iarăși gândirea unui milionar, tare simplu. Puneți scopuri și vizualizează-le. Pentru că dacă o să-mi pun scopul acum vila la Miami sau nu știu unde de vreo 500 de milioane, clar, cam e imposibil și asta îmi pune barieră, iar eu singur îmi pun barieră, dar eu asta nu pot. Dar dacă o să pun ceva mai aproape de realitate, cât de cât, atunci insertat ele. Spune-o, Mihai. Da? Am blocat pe cineva, lăs iasă. Deci el, duci acasă înainte mea? Învățăm ceva nou în fiecare zi. Hangout with people, asta e comunitatea.
oamenii care ne înconjoară pe noi. Nu toți știm, suntem suma 5 persoane care sunt în jurul nostru. Asta ați auzit de 100 de ori, da? Da. Dar credem în asta cu adevărat. Sunteți capabili să vă rupeți relații toxice sau să vă depărtați de oameni care vă încurcă? E greu. Nu e greu. Un discurs frumos despre tranzacționare, eu sunt mai sună. Dar e să atașați pe asta, pe asta nu. Da, iată, suntem atașați de trecut, de chestii cel care ne drag înapoi. Dar despre asta și vorbim, trebuie să lucrăm cu asta. Deci, poate la unele momente să vă regăsiți la altele mai este de lucru încă. Creați, deci, mai multe surse. Canale, surse de venit, da, surse de profituri diferite. De asta și foarte mult se întreabă și mai stați aici dacă puteți transacționa sau faceți bani din asta, deci dacă chiar aveți conturi, dar nu, da, nu. Stau și noi de frumusețe. Trebuie să calcrem, este și salariul, este și business, este și investiții. Ideal dacă ești în 3 sau 4 cadrate, încă și mai bine. De ce nu să regi? Să faci ceea ce îți place, să ai profit din asta, să investești încă în altă parte, să mai faci și un video sau niște lecții care să le vinzi cu un dolar pe internet. Ceea ce știi tu să faci, un video care să vândă cu un dolar și de la 1 milion de oameni. Și nu știi câte poate să vadă, ești milionar deja în dolari. Asta este cu totul altceva, da? Deci liber profesionist. De ce să nu fim în toate cele 4 cadrane lui? Cadranul banilor de Robert Kiyosaki. Exersem, este vorba despre sport, asta e despre... Se vede oamenii care fac sport, dar asta ajută și la starea noastră interioară. Și exersem în fiecare zi și avem grijă de sănătate. Pentru că dacă n-are noi grijă, n-are nimeni. Scăpăm de cei care ne pierd timpul și ne mănâncă. Știrile, de exemplu, că tare este important. Deci, cum se treacă o seară fără să văd știrile? Dar cine era să-mi bage negativ și chestii urâte în cap, care să mă gândesc că lumea așa e de rău așa de... și suntem aproape de sfârșitul lumii. Dacă ne uităm la știri, în fiecare zi e practic aproape sfârșitul lumii. Am de văzut fiul își ucide mama, accident, nu știu câți oameni au murit în accident. Pentru ce nu informațiile astea? La știri el nu ne ajută. Să nu poți care vine. Da, să știți, bucur că cuiva e rău. Dar asta chiar nu ne ajută cu nimic. De Netflix, foarte rar, dacă se întâmplă că găsim timp și acolo sunt lucruri interesante, dar oamenii de succes, milionari, nu se uită la chestii de genul ăsta. Creează o echipă de succes, de obținut o comunitate, oameni care să fie, pentru că de acolo vin energia și dă înapoi. Și donațiile sunt foarte importante și acțiunile de caritate și de fiecare dată când îți ies un om, foarte, foarte multe ori am fost criticată, eu personal că dau bani la cine ies, dar și nu vie scrie acolo la dânsă, tânără, în floarea, vârstă și el îmbrug și el tu. Dar Dumnezeu cu dânsă facă borș, dar eu nu sunt absolut nimic, îi dau 20, îi dau 50 de lei. De la mine nu scade, nici un gram. Din contra vine în sfârșit. Dar el treaba lui, fiecare răspunde pentru dânsă. Deci întotdeauna când apare cineva în față, putem să ajutăm pe cineva sau cu ce putem, nu neapărat cu bani, cu un sfat ajuns, cu o părere, cu un zâmbet și de-a mai înainte. Da? Și iarăși, niște chestii, pentru că cineva cu succes e obligație. Pentru cineva cu succes nu e așa de important. Este, nu e. Neapărat trebuie să fie un succes. Responsabilitatea și o asumă, cineva dă vina pe alții. Și alegi nu văd când nu mi-a spus, că nu mi-a spus, că nu mi-a curcat. Sunt foarte mulți vinovați. Brokerul e vinovat, primarul e vinovat, președintele toți. Deci aici e vorba de gândirea oamenilor bogați și aici gândirea oamenilor săraci. Mi-e rar rușine înainte să spun oameni bogați și oameni săraci. Cum mă spun că într-adevăr așa și este. Pentru că asta este o alegere. Este o opțiune. Și tu de ce spun vrei să fii. Și nu este ceva, ei, sau nu, nu poate, de atât. Nu există așa ceva, că nu poate. Toți pot. Și așa avem un trader care stă în cărucior cu rutine. Profesorul informatică, într-un sat trăiește. Nu poate, puteți să stai la mila cuiva toată viața. Dar e din ce prognoze faci și de cât e de bravo. Și citești și intrești în genul și lecții de la alții. Și nimeni nu știu, sunt, eu lucrez online și sunt persoane care lucrez cu unii ani de zi și nu știu de seama. Ei nu știu, chiar îți cam cu rotile. Nata mea când auzi, e așa tăr să îi mă zic, dar e așa de bravo, de așa urmărim și el este și în grup, acum mi-a puțin activ.
El este și voi, dacă să vă spun numele să știți cine. Dar n-am să fac. Citește și studiază. Refuză să studieze. Să nu știi ce că vrei, dar trebuie. Da. Atenție către viitor, ai și atenție către trecut. Ei, dar mă leagă atâta, soțul meu a rupt relații de... Așa s-au primit lucrurile, de 20 ceva de ani, prietenii, care îți părea că o să iei toată viața. Și s-au primit și zic, așa de bine mă sunt. Și așa de bine să evoluează lucrurile după asta. Sunt persoane care nu sunt pe loc. Și pur și simplu trebuie lăsat. Oamenii vin, urcă la noi internuți, coboară la alte stații, dar noi tot trenul nostru să meargă înainte. Ăsta se orientează la venitul net. Aici, dar ce vine, dați cheltu. Gândește mult, gândește mare, gândește mic. E important să am mâini de trolebus, mai departe mai lămurim. Embrace change, adică îi plac schimbările și cineva să teme de schimbări. Asta că tare mulți oameni să teme să schimbe ceva în viața lor. Da? E foarte important pentru că dacă nu-i schimbare, nu-i dezvoltare. Orice ființă, orice organism, dacă nu se schimbe, el nu dezvoltă. Adică orice, ceea ce e viu și ceea ce trebuie să progresează. Fie că e insect, fie că e om, fie că e animal sau e plantă. Fie să schimbă parcurs. Și asta înseamnă progres. Face complimente, de ce am vorbit, sau critică. Asta e mai ușor. Ați înțeles cine e critică, da? Da. Știați. Da. Rezolvă probleme sau caută soluții. De unde trebuie și trebuie să fac gândirea. Sau își face grijă de probleme. Sau intră în panică. Asta e încă și mereu. S-o predat. Mai multe canale de profit și cineva are doar un singur canal de profit. S-a închis, ce faci? Ești pe zero. Totdeauna trebuie să fie câteva canale de venit. Și aici oamenii sunt conduși de scopuri, care își le pun, aici sunt conduși de muncă. A să-mi spun, a să ies câteva ore. A să mă duc la lucru, n-a să-mi spun, așa de fapt. A să mă chemi să arăt cineva, lideri, de exemplu, sau să mă chemi la președinte. Azi. Asta am și să mănânc casă, dar nu că n-am de lucru. Nu e de lucru. Ce să faci? Dacă te scunduși de lucru. Sunt așa. Nu depinde asta. Da. E mă chiar și părinții mei. E depind automat numai de lucru. N-a să ai de lucru, n-a să ai de lucru. Da, eu știu, asta mi-a venit că mie în timp când am stat eu acasă. Eu nu ceea că, adică ca tânăr, să eu să mă dezvoltă ceva, să fac. Eu ca tare, în cazia financiară, am văzut ca ceva pentru antreprenoriat, dezvoltare, adică un impost, dar e pentru asta ca tare am impozat. Ca tânăr, cumva, să văd viitor să fac ceva în el, să nu de chestia că să lucrez la cineva, tot nu-mi place. Adică să fac ceva în el, cât din nimic, dar în el și eu să audește în el. Și asta nu... Da, ați crezut că 11-lea copil într-o familie sărată. O știu de ce. Dar eu știu în familie și de asta v-am întrebat. Toată responsabilitatea dumneavoastră, da? Toți sunteți, asta ce înseamnă? Persoane foarte important, nu neapărat coroana în cap. Dar fiecare suntem importanți pentru noi și fiecare când noi merită mai mult. Da? Deci n-ați insist că chestia asta, voi singuri trebuie să ajungeți. Ceea ce am vorbit, trebuie să ne concentrăm anume pe noi, nu pe alții. Dacă vrem să vedem rezultate, pentru că dacă să mă uităm toate rezultatele, nu o să fie, să mă concentrez asupra mea, o să fie și rezultatele. Și ceea ce vă doresc eu, în termen foarte scurt, să vă puneți scopul când ajungeți acolo și când ajungeți deja la platină. Pentru că asta nu degeaba s-a creat. Pentru că există deja un strângere care depășesc conturi de 1 milion. Și trebuie cumva să-i motivăm, să-i dăm deoparte, să-i faci mai special, da? Deci nu poate să meargă de rând cu ceilalți. Dacă e vorba de Gold sau Pelerin Gold, era, deci VIP era doar unul VIP, acum este VIP Gold, ceea ce ne dă nouă, 48% anual dividende, nu 36, dar 48. Și cashback-ul este de 10 dolari. Da. Desemnat. Toți clienții primesc lunar 4%, dar iarăși este responsabilitate plus, trebuie cu loturi, trebuie cu ceste nave de buzit mai mare. Acolo și profiturile să fie mult mai mari, trebuie să știi ce faci cu banii și ei. Asta e responsabilitate, e greu, trebuie să știi și a cheltuie, ce faci cu tine și mai departe.
cashback-ul e $10. Deja nu-i 3, dar e 10. La depozit, domnul, ați avut parte comisioanele s-au întors înapoi? Comisioanele de transfer la domnul Gheorghe, 100.000, ați suprimit, 3%. $103. N-am închis nici o lună, cred. Nu. Am întrebat altceva. Mă întreb, când ați depozitat banii, ați transferat către Pederon. Sau partea asta, intermediarul, ați plătit 1%, 3% la UEF. Da. S-au dus înapoi. Da. De la cine intră cu 100 de lei. Da, cine intră cu cont VIP, da, sunt tot creșteri de 3%, sunt tot la UEF. Da, asta Pederon îmi plătește. Pederon, da. El își asumă cheltuielile astea de comisioane. Exact așa e și la 1 milion. Deci deja este bine, da? Deci 4% lunar. Asta deja e minim să le faci 4%, 4.000. Și de ce oamenii nu se limitează? Și era greu să-ți fiți cu 120 în primul rând. 5% este orientez profit și să faci loturile și deja e bine, pentru că încă mai vin 4.000 pentru 4%. Eu o să luat ce dependează de ce e contul. Încă, pentru acele loturi care noi le facem... Deci, greșeala la mine a fost că e... Vă întrerup cum și-a spus, dar... Eu am analizat în cât timp cu 65% poate să devin milionar. Însă că n-am atât timp la fel. Dar ați luat de fapt cu procentul? Trebuie hotărâri de acum ești... Trebuie acum ești rău. De fapt. Ați luat de fapt cu procent compus? Și i-am dat cazul că... Contul doar devine tot mai mare și mai mare și tot din mai ușor și așa în momentul ăsta se gândește tare la cum vezi fac 4-6-8.000 profită și s-o prime 12. Cu burgerele de zăpadă e mult mai mare, cu burgere micuți îl rostogulești tot așa ești distanță și el strânge o anumită cantitate de zăpadă, pentru că burgerele mai mari tot așa ești distanță, un metru îl rostogulești, el deja să fie mult mai greu. Exact așa și aici. E asta, nu fost răpămire și nerăbdare și s-a răbdare, 5%, 5-7%, nu a fost chestia asta. De asta îți zice eu, nu... Cu asta așa de frumos crește, nu mai intrați, nu mai intrați așa. Fiecare nu le plac la trainer, ce să faci? Nu, chestia asta prin cur, că firmul te blochează, te vezi și te înțelegi, trebuie să ieși într-o asta, dar nu poți ieși. Înțeleg, da, trebuie să mă preocupez, dar cum să ies, cum mai trebuie? Eu, fiind curte, de te voi fi cu mine în cap. Acum deci, și mult mai greu să ieși. Rămâneți 2 minute după asta și vă arăt cam aici un calculator. O să-mi spuneți suma care este în cont și o să vă spun exact în cât timp 5% lunar. În cât timp ajungi să restabiliți. Și tot nu ați vă pare e greu. Și să ajungeți la 1 milion. Vedem când ajungeți la 1 milion. Asta nu e așa de departe. Frumos? Frumos. Da, deja, adică ajungem. De că pentru știa, de acum te gândește că atunci nu e Ion. Acum, la mine nu trebuie, dar când o să fie posibilitatea așa, bine găsești, să dai importanță și ți-ai pus gândul ăsta, poate și să trebuia, de ce nu? Să mă duc frumos până la Paris, repezoară, dar să pun la mult o cafea, nu-i înapoi. Deci, da, sunt și momentele astea. La Platinum avem deja cashback-ul de $15. Trebuie să fie cumva. Nu ați dat telefon. Da. Sărbuie. Lunar, 5%, 60% anual. Frumos. Mai trebuie 5% profit, dar cum trebuie să faci? Păi așa poți schizma câte un lume, așa trebuie să faci câteva tranzacții pentru procentaj. Cum este un tarif de lot? Da, este un target de loturi care trebuie făcut pentru a avea activitate pe cont. Și cât e un platinum? E aceeași, ca două loturi la fiecare 1000 de depozit. Ca și la Bitcoin. Aici la 1 milion jumătate, nu? Când nu știți cu sute de la așa. Nu, deci lunar. Și asta și e foarte simplu atunci când avem un plan, pentru că, cum am mai spus, dacă sari scările, tot vrea să ajungi sus cu scări. Nu așa știi 2-3 și dacă știi că poate și are coordonarea bună, foarte repede o ajuns. Și da, cu primul tânăr și un bătrânel. Deci ori câte una ajung mai greu. Dar sunt care sar 2-3 și scăscat și dau cu un alt capul de scări și
s-au împiedicat și asta ne-am grav, ne-am mai bine merge și șor pe o scară, că ești în sus. Dar dacă strâmești tare ție două, trei, te rădi bol, poftim, nu e o problemă. Deci vreau să vă puneți scopurile astea, pentru că din toți lucruri care din noi le merită. Asta, cu asta o să putem să ajungem la mine instabil și atunci să vedeți și să povestești și la unul și la altul cu ce te ocup, fără să dăm sume, fără să dăm procentual. Spuneți că faceți 5-70% donat. Lasă să spună cineva o afacere în care să faci mai bine. S-o găsați. Și dacă vrei, nu să fac nicio problemă. Trebuie să fie specialist de tot felul și să fie și business și economie să meargă. Dar este o posibilitate, este o alegere. Cine aude, iar cum a spus, cine are ulei de auzit, să aude și o să facă. Cine nu, nu. Succes! Mi-am reținut mult. Dacă sunt întrebări sau feedback, gata întrebările. Informații util am învățat din experiența celorlalți, că în primul rând trebuie cugetare, trebuie... Cineva a spus că este un trader, domnului Grigore, da? Gheorghe. Trader norocos sau genionist, trebuie să fim niște traderi înțelepți pe urmă lucrurile, să luăm o decizie corectă. Toți să spunem... Să fim sănătoși, asta e cel mai important. Dacă nu-i bani, înseamnă. Dacă nu-i seară, îi bani. Da, corect. Nu, da, avem două alegeri, da. Am trimis banii la lucru și ne căutăm de treaba altceva. Dacă nu aș putea, îmi înscrieșez. Și am pentru mine bine, că am înțeles că trebuie să controlăm mai multe emoțiile. Pentru mine, da, sunt o persoană chiar care sunt foarte sensibilă la fiecare emoție și am înțeles că emoțiile trebuie puțin de... Așa, persoană. De lăsat în... În spate fiecare, dacă te uiți, urma te uiți, tiernic, atât de multe reușit, peste atât au trecut, dar oricum în fiecare este da. Un ghimătoc acolo, speriază care trebuie să ținut. Este, nu știu, așa de greu, tot parcă, parcă ești scălit, parcă ai trecut, dar și la niște momente, nu poate trecă așa multe. Credeam că suntem cazuri unicate, dar văd că fiecare dintre noi călcat strâmb, călcat strâmb, a luat învățăminte, merge mai departe, adică nu suntem noi... Și dacă am făcut așa, înseamnă că suntem... Important e să luăm învățătură din... Din ce? Da, și din greșeli, da. Da. Chiar astăzi am auzit că, într-un cântec, dar din toți greșim, dar din greșeli noi învățăm? Din greșelile noastre, da. Oamenii greșeli altora nu învață nici cum, dar din greșelile... Sau greșelile ne învață. Din greșelile învățăm, dar, când, dar învățăm oare când greșim? Da, dar învățăm oare când greșim. Nu ne gândim atunci. Da, dar... nu ne gândim. Trecem și apoi iarăși, dar trebuie. Dar asta nici cum. Mulțumesc mult!